Poștașul sună întotdeauna de două ori. De James M. Cain. Lectura Cristina David. Pentru Vincent Lawrence. Capitolul 1. M-au aruncat din camionul cu fân pe la prânz. Sărisem în el cu o noapte în urmă aproape de graniță și am adormit de cum am intrat suprelată. Aveam nevoie de un somn zdravăn. După 3 săptămâni în Tijuana și încă trăgeam la ghioase când au tras pe dreapta pentru a lăsa motorul să se răcească. Atunci au văzut un picior ieșind în afară și m-au dat jos. Am încercat să glumesc cu ei, dar cum n-am primit nicio reacție, am lăsat o baltă. Mi-a dat totuși o țigară și am pornit pe drum în jos căutând ceva de mâncare. Așa am dat peste taverna Doi Stejari. Era doar o locantă cu sandvișuri la șosea, cum sunt atâtea alte milioane în California. La parter era sala de mese, etajul era casa propriu-zisă unde locuiau ei, iar într-o parte era o stație de benzină. Undeva în spate vreo 6 cocioabe alcătuiau ceea ce numeau hotel pentru șoferi. Am dat buzna înăuntru și am început să mă uit spre șosea. Când a apărut grecul, l-am întrebat dacă nu văzuse un tip într-un Cadillac. Trebuia să mă ia de aici, am spus, și apoi să luăm masa împreună. Azi n-a trecut, mi-a zis grecul. Mi-a pregătit un loc la una dintre mese și m-a întrebat ce vreau să comand. Suc de portocale, i-am zis, fulgi de porumb, ochiuri cu șuncă, clătite și cafea. S-a întors destul de repede cu sucul de portocale și fulgii de porumb. Stai numai puțin, trebuie să-ți spun o treabă. Dacă tipul ăla nu apare, o să-ți rămân dator. Trebuia să facă el cinste și eu nu prea sunt în bani acum. Bine, dă-i drumul. Am văzut că înghițise povestea, așa că n-am mai scos nicio vorbă despre tipul cu Cadillacul și n-a durat mult până mi-am dat seama că urmărea ceva. Și tu cu ce te ocupi? Ce muncă faci? Ia zi. E, una și alta, una și alta. De ce? Câți ani ai? 24. Băiat tânăr, nu? Aș cam avea nevoie de un băiat tânăr pentru afacerea mea. Ai un loc destul de frumos aici. Aerul e bun. Nu-i ceață ca în Los Angeles. Nu-i ceață deloc, frumos și curat. Tot timpul frumos și curat. Cred că e minunat noaptea, se simte și acum. Dorm bine, te pricep la mașini să le repari? Sigur, sunt un mecanic înnăscut. Am mai trâncănit puțin despre aer, despre cât de sănătos e, de când a cumpărat locul și... Cum nu înțelege de ce niciunul dintre angajați nu vrea să rămână la el? Eu înțeleg de ce, dar eu rămân unde e haleala. Și? Crezi că-ți place aici? Îmi terminasem deja cafeaua și aprinsesem trabucul pe care mi-l dăduse. Să spun cum stă treaba. Mai am câteva propuneri. Asta e problema, dar o să mă gândesc la asta. Fi sigur că o să mă gândesc. Și atunci am văzut-o. Fusese în spate, în bucătărie, dar intrase să-mi strângă farfuriile. Cu excepția siluetei, nu era cine știe ce frumusețe, dar avea un aer îmbufnat și asta îi făcea buzele să arate într-un fel care mă îndemna să îi le strivesc. Ți-o prezint pe soția mea. Ea nu s-a uitat la mine. Am dat din cap înspre grec, am făcut un semn de salut, fluturând trabucul și asta a fost tot. A ieșit cu vasele și, din punctul nostru de vedere al meu și al grecului, era ca și când nici nu fusese vreodată acolo. Am plecat, dar în 5 minute m-am întors să-i las un mesaj tipului cu Cadillacul. Mi-a trebuit o jumătate de oră să mă las convins să accept slujba și după asta eram deja în stația de benzină, reparând pene de cauciuc. Și cum te cheamă? Frank Chambers. Nick Papadakis. Pe mine. Ne-am strâns mâinile și a plecat. Un minut mai târziu l-am auzit cântând. Avea o voce grozavă. Din stația de benzină vedeam destul de bine în bucătărie. Capitolul 2. Pe la 3 a apărut un tip supărat că cineva îi lipise un abțipilt pe gemulețul lateral. A trebuit să mă duc în bucătărie și să îl curăț cu abur. Encilada? Ei, voi chiar știți să le gătiți. Cum adică voi? Păi tu și domnul Papadakis, tu și Nick. Aia pe care am mâncat-o la prânz a fost minunată. Aha, ai cumva o cârpă? Să țin mai bine geamul ăsta. Nu asta ai vrut să spui. Ba da, crezi că sunt mexicancă? Nici de cum. Ba da, asta crezi. N-ai fi primul. Să-ți intre bine în cap, sunt la fel de albă ca și tine, înțelegi? Poate că am părul negru și arăt puțin ca ăia, dar sunt la fel de albă ca tine. Dacă vrei să-ți meargă bine pe aici, nu uita treaba asta.
Păi nu semeni deloc cu o mexicancă. Ascultă ce spun, sunt la fel de albă ca tine. Nu, nu arăți deloc mexicancă. Mexicancele alea toate au șoldurile mari și picioarele groase, sânile ajung sub bărbie, o pielea galbenă și părul de parcă s-au uns cu grăsime. Tu nu arăți deloc așa. Ești micuță, ai o piele frumoasă și albă, iar părul tău e moale și cârlionțat. Chiar dacă e brunet, singurul lucru mexican la tine sunt dinții. Cu toții au dinții albi, măcar asta trebuie să o recunoaștem. Mă chema Smith înainte să mă căsătoresc. Nu prea suna nume de mexican, nu? Nu prea. Și în plus, nici măcar nu sunt de pe aici, sunt din Iowa. Smith, zici, care e numele tău mic? Cora. Poți să-mi zici așa, dacă vrei. Atunci mi-am dat seama exact pe ce mizasem când am intrat acolo. Nu era vorba de enciladele pe care trebuia să le gătească și nici despre părul ei brunet. Faptul că era măritată cu grecul o făcea să se simtă mai puțin albă și chiar se temea că o să încep să-i zic doamna Papadakis. Cora, sigur, iar tu ai putea să-mi spui Frank. S-a apropiat și a început să-mi dea o mână de ajutor cu geamul. Era atât de aproape încât puteam să-i simt mirosul. Cum de-ai ajuns să te măriți cu grecul ăsta? I-am zis la ureche aproape șoptind. Ce te privește pe tine? A zis sărind ca și cum aș fi pleznit-o cu un bici. Mă privește. Mult. Uite-ți geamul. Mulțam. Am ieșit. Obținusem ce voiam. O prinsesem cu garda jos și o lovisem bine, s-o doară. De acum înainte, treaba era între mine și ea. Poate că nu avea să zică da, dar nici nu m-ar fi oprit. Știa ce vreau și știa că sunt cu ochii pe ea. În seara aceea, la cină, grecul s-a supărat pe ea că nu mi-a dat mai mulți cartofi copți. Voia să mă simt bine la el și să nu-l las cu ochii în soare la fel ca toți ceilalți. Dă-i omului ceva să mănânce. Sunt chiar acolo, pe aragaz. Nu poate să-și ia singur? E în regulă. Încă n-am terminat de mâncat. Dar el o ținea una și bună. Dacă ar fi avut un pic de creier, și-ar fi dat seama că e și altceva la mijloc, pentru că ea nu era genul care să lase un bărbat să-și pună singur de mâncare. Măcar atât pot să spun în favoarea ei. Dar el era cam tântălău și turuia în continuare. Stăteam la masa din bucătărie. El într-un capăt, ea la celălalt și eu la mijloc. Nu mă uitam la ea, dar îi vedeam rochea. Era o uniformă albă de asistentă, genul pe care o poartă toate, indiferent dacă lucrează în cabinetul unui dentist sau la patiserie. Fusese curată de dimineață, dar între timp se murdărise puțin și se mototolise. Îi simțeam mirosul. Pentru numele lui Dumnezeu. S-a ridicat să ia cartofii. Rochia i s-a tras pentru o secundă, destul cât să văd piciorul. Când mi-a dat cartofii, nu mai puteam să mănânc. Uite, toate astea și acum nici nu mai vrea. Bine, dar îi are, dacă îi vrea. Nu mi-e foame, am mâncat mult la prânz. Se purta de parcă tocmai câștigase vreo mare bătălie și acum urma să o ierte, ca un om puternic ce era. E de treabă, e mica mea pasăre albă, porumbița mea albă, a făcut cu ochiul și a urcat la etaj. Eu și ea am rămas acolo fără să ne spunem niciun cuvânt. Când a coborât, avea o sticlă mare în mână și o chitară. Mi-a turnat din sticlă, dar era un vin grecesc dulce care îmi făcea rău la stomac. A început să cânte, avea o voce de tenor, dar nu unul dintre ăia prăpădiți pe care i-auzi la radio, un tenor serios și când atingea notele înalte, se auzea același suspin, ca pe un disc cu Caruso. Dar nu eram în stare să-l ascult. Mi-era din ce în ce mai rău. M-a văzut cum arăt și m-a dus afară, afară la aer. Te simți mai bine? Sunt bine, o să-mi revin. Stai jos și nu mai vorbi. Du-te înăuntru, am mâncat prea mult, o să fiu în regulă. El a intrat, iar eu am dat totul afară. La dracu și cu cina, cartofii sau vinul. O doream pe femeia aia atât de mult că nu mai eram în stare să mănânc nimic fără să vomit. A doua zi dimineața am văzut că vântul dăduse jos firma, începuse să bată pe la miezul nopții și până dimineața furtuna în care se transformase luase cu ea panoul. E îngrozitor, uite-te și tu. A fost vânt foarte puternic, n-am putut să dorm, n-am dormit toată noaptea, chiar că puternic, dar uite cum arată firma, e distrusă. Mi-am văzut de meșterit la firmă în timp ce el venea din când în când afară să vadă ce fac. De unde ai făcut rost de panoul ăsta până la urmă? Era aici când am cumpărat locul, de ce? Chiar că-i urât, mă și mir că mai ai clienți. M-am dus să pun benzină într-o mașină, lăsându-l să se gândească la treaba asta. Când m-am întors, încă studia panoul rezemat în fața sălii de mese. Trei dintre becuri erau sparte, l-am băgat în priză și jumătate dintre cele rămase întregi nu se mai aprindeau. Pune becuri noi, agață-o și o să meargă. Tu ești șeful. Ce problemă are? Păi e cam depășită, nimeni nu mai folosește firme luminoase cu becuri. Acum toate sunt cu neon, arată mai bine și consumă de două ori mai puțin curent. Și apoi, ce zice? Doi stejari? Atât? Partea cu taverna nu e luminată. Păi, doi stejari,
Nu-mi face poftă. Nu mă face să mă opresc și să-mi iau ceva de mâncare. Pierzi bani cu firma asta și nici nu-ți dai seama. Repar-o. O să fie bine. De ce nu iei alt panou? N-am timp. Însă, nu după multă vreme, s-a întors cu o foaie de hârtie, desenase o firmă nouă și o colorase cu roșu, alb și albastru. Scria Taverna, doi stejari și mănâncă și grătar și toalete curate și N. Papadakis. Prop. Frumos! O să dea năvală. Am aranjat cuvintele fără greșeli și el a mai adăugat câteva înflorituri deasupra literelor. Nic, de ce să mai ridicăm firma veche? Ce-ar fi să te duci azi în oraș și să dai comandă de una nouă? E o frumusețe, crede-mă pe cuvânt. Și contează. Un local e tot atât de bun ca firma care îl reprezintă, nu? O fac. Mă duc, firar să fie. Los Angeles nu e la mai mult de 30 de kilometri distanță, dar el s-a aranjat de parcă mergea la Paris și imediat după prânz a plecat. Nici nu plecase bine că am și încuiat ușa din față, am luat o farfurie pe care o lăsase un tip mai devreme și m-am dus cu ea în spate la bucătărie. Ea era acolo. Ți-am adus farfuria asta. A, mulțam. Am pus-o jos. Furculița a vibra ca o tamburină. Trebuia să merg și eu, dar mă apucasem deja să gătesc ceva și m-am gândit că mai bine nu mă mai duc. Da, și eu am destule de făcut. Te simți mai bine? Sunt în regulă. Uneori e de ajuns un nimic să te dea peste cap. Schimbatul apei sau orice altceva de felul ăsta. Probabil că doar mâncasem prea mult. Ce se aude? Era cineva la intrare și trăgea de ușă. Se pare că încearcă cineva să intre. E ușa încuiată, Frank? Oi fi încuiat-o eu. S-a uitat la mine și s-a albit la față. S-a dus la ușa batantă și a aruncat o privire. Apoi s-a dus în sala de mese, dar s-a întors într-o clipă. Au plecat. Nu știu de ce am încuiat-o. Eu am uitat să o descui. S-a dus din nou spre sala de mese, dar am oprit-o. Hai să o lăsăm așa. Nu poate să intre nimeni dacă e închis. Am de gătit. O să spăl farfuria asta. Am luat-o în brațe și mi-am strivit gura de gura ei. Mușcă-mă! Mușcă-mă! Am mușcat-o. Dinții mi-au intrat atât de adânc încât i-am simțit sângele umplându-mi gura. I se scurgea în jos, pe gât, când am dus-o în brațe pe scări. Capitolul 3. Două zile după asta am fost ca mort, dar grecul era supărat pe mine, așa că nu i-am trezit bănuieli. Era supărat pe mine pentru că nu reparase ușa batantă dintre sala de mese și bucătărie. Ea îi spusese că o lovise ușa peste gură. Trebuia să-i spună ceva. Buzele îi erau umflate de la mușcătură, așa că el a zis că e vina mea că nu o reparasem. Am umblat puțin la arc să nu mai fie așa întins și cu asta am rezolvat-o. Dar adevăratul motiv pentru care era supărat pe mine era firma. Se implicase mult în treaba asta și se temea că o să spun că a fost ideea mea, nu a lui. Era o firmă foarte complicată și nu putuseră să-i o facă în acea după-amiază. Au lucrat la ea 3 zile și când au terminat, m-am dus, am luat-o și am agățat-o. Avea tot ce desenase pe hârtie, plus alte câteva elemente. Adăugase steagul Greciei și steagul Americii, 2 mâini care dau noroc și satisfacție garantată. Era toată făcută cu litere de neon roșu, alb și albastru și am așteptat să se întunece până să o pornesc. Când am apăsat butonul, s-a aprins ca un pom de Crăciun. Multe firme am văzut în viața mea, Nick, dar niciuna ca asta. Ce-i al tău, e al tău, Nick. Așa-i, firar să fie. Ne-am strâns mâinile. Eram din nou prieteni. A doua zi am rămas singur cu ea pentru un minut și mi-am băgat pumnul atât de tare sub fusta ei încât aproape că am trântit-o la pământ. Cum îți vine să te porți așa? Își arăta colții ca o panteră. Îi plăcea de ea așa. Ce mai faci, Cora? Ca dracu. De atunci înainte am început să o adulmec din nou. Într-o zi grecul a auzit că era un tip prin apropiere care vindea benzina mai ieftin. A sărit în mașină și s-a dus să vadă care-i treaba. Eram în camera mea când a plecat și m-am întors grăbit spre bucătărie, dar ea era deja la mine, stând în tocul ușii. M-am apropiat de ea și i-am privit gura. Era prima ocazie să o privesc de aproape. Umflătura a dispăruse, dar încă se vedeau urmele de dinți ca niște mici linii albastre pe ambele buze. Le-am atins cu degetele. Avea buzele moi și umede. Le-am sărut, dar nu cu putere. Mici sărutări ușoare. Nu mă mai gândisem la ele până atunci. A rămas la mine până când s-a întors grecul, după vreo oră. N-am făcut nimic. Doar am stat întinși în pat. Mi-a ciufulit părul și s-a uitat în tavan, ca și cum s-ar fi gândit la ceva. Îți place plăcinta de afine? Nu știu. Da, cred că da. O să fac. Ai grijă, Frank, o să rupi un lăstar.
Dă-l dracului de răstar! Băgasem mașina într-o pădurice de eucalipt de la marginea drumului. Grecul ne trimisese la piață să returnăm niște carne pentru friptură, despre care spusese că e oribilă. Până ne-am întors, se întunecase. Am intrat cu mașina acolo, trecând peste hârtoape, și am oprit numai când am ajuns între copaci. M-am îmbrățișat încă dinainte să sting farurile. Am făcut destule. După o vreme am rămas pur și simplu întins acolo. Nu mai pot continua așa, Frank. Nici eu. Nu mai suport și trebuie să mă îmbăt cu tine, Frank. Știi ce zic? Să mă îmbăt. Știu. Și-l urăsc pe grec. De ce te-ai măritat cu el? Nu mi-ai spus niciodată. Nu ți-am spus nimic. N-am prea pierdut timpul cu discuțiile. Lucram într-o bodegă. Dacă stai 2 ani într-o bodegă din Los Angeles, ajungi să-l iei pe primul tip care are un ceas de aur. Când ai plecat din Iowa? Acum 3 ani. Am câștigat un concurs de frumusețe în liceu, în Des Moines. Acolo locuiam. Premiul era o excursie la Hollywood. Când am coborât din autobuz, erau 15 tipi acolo care îmi făceau poze și 2 săptămâni mai târziu am ajuns în speluca aia. Nu te-ai mai întors? N-am vrut să le dau satisfacția asta. N-ai încercat să joci în filme? Mi-au dat o probă. Fața era în regulă, dar acum sunt vorbite. Filmele, vreau să zic. Și când am început să vorbesc acolo pe marele ecran, și-au dat seama imediat ce eram. La fel cum mi-am dat și eu seama. O țoapă, care avea tot atâtea șanse în lumea filmului cât o maimuță. Și nici măcar atât. O maimuță măcar te poate face să râzi. Eu doar provocam greață. Și după aia au urmat 2 ani în care bărbații mă ciupeau de picior, îmi lăsau bacșișuri de nimic și mă întrebau dacă n-am chef de o petrecere seara. Am fost la câteva petreceri de alea, Frank. Și după aia, știi la ce petreceri mă refer? Știu. După aia a apărut el, l-am luat și pe toți sfinții, chiar am vrut să rămân lângă el, dar nu mai suport. Pentru Dumnezeu, arăt eu ca o porumbiță? Mie îmi par mai mult o mâță afurisită. Știi tu ce știi? Asta îmi place la tine. Pe tine nu trebuie să te prostesc tot timpul. Și ești curat. Nu ești un suros, Frank. Știi ce înseamnă asta? Nu ești un suros. Pot să-mi imaginez. Nu prea cred. Niciun bărbat nu poate să înțeleagă ce înseamnă asta pentru o femeie, să trebuiască să stai în preajma unui unsuros și să-ți vină să vomiți când pune mâna pe tine. Nu sunt o mâță atât de afurisită, Frank. Doar că nu mai suport. Ce faci? Îți bați joc de mine? A, bine. Atunci sunt o mâță afurisită, dar nu cred că aș fi așa de rea cu cineva care nu-i unsuros. Cora, ce-i zice dacă am plecat noi de aici? M-am gândit la asta. M-am gândit mult. Îl lăsăm baltă pe grec și o întindem. Pur și simplu o întindem. Încotro, oriunde, ce contează? Oriunde, oriunde. Ai idee unde e asta? Peste tot, oriunde vrem noi. Nu, nu-i așa. E înapoi la bodegă. Nu mă refer la bodegă, mă refer la drum. O să fie amuzant, Cora, și nimeni nu știe asta mai bine decât mine. Știu toate secretele unui drum ca ăsta și știu și cum să mă descurc. Nu asta vrem? Doi vagabonzi, așa cum știm noi că suntem. Chiar că erai un vagabond, n-aveai nici măcar o pereche de ciorapi. Ți-a plăcut de mine? Te-am iubit, te-aș iubi și dacă n-ai avea nicio cămașă. Te-aș iubi mai ales dacă n-ai avea o cămașă, așa ți-aș simți umerii frumoși și puternici. Zelul inspectorilor feroviare a dezvoltat mușchii ăștia. Ești bine făcut, mare, înalt și bine făcut și ai părul blond. Nu ești un tip molatic și unsuros care își dă părul brunet și creți cu briantină seară de seară. Cred că miroase frumos, dar nu o să meargă, Frank. Drumul nu duce decât la bodegă. Bodega pentru mine și vreo slujbă de nimic pentru tine. O slujbă la care ar trebui să parchezi mașini îmbrăcat într-un halat. Aș plânge dacă te-aș vedea în halat, Frank. Și atunci? A rămas mult timp nemișcată, strângându-mă de mână. Frank, mă iubești? Da. Mă iubești atât de mult încât nimic altceva nu contează? Da. Există o singură cale. Ziceai cumva că nu ești o mâță afurisită? Am zis-o și am vorbit serios. Nu sunt ce crezi tu, Frank. Vreau să muncesc și să fiu cineva, atâta tot. Dar nu pot să fac asta fără dragoste. Înțelegi, Frank? Oricum o femeie nu poate. Bine, am făcut o greșeală și acum trebuie să fiu o mâță afurisită numai de data asta ca să pot repara ce am făcut. Dar chiar nu sunt așa, Frank. Te spânzură pentru treaba asta, să știi. Nu și dacă faci totul cum trebuie. Ești deștept, Frank. N-am reușit să te păcălesc nici măcar o secundă. O să găsești tu o cale. O grămadă de oameni au găsit-o. Nu-ți face griji. Nu-ți prima femeie care trebuie să se transforme într-o mâță afurisită ca să iasă dintr-o încurcătură. Nu mi-a făcut niciodată nimic. E un tip de treabă. E de treabă pe dracu. E un împuțit, spun eu. Un unsuros și un împuțit. Crezi că eu o să te las să porți un halat pe care scrie service auto și piese? Mulțumim, reveniți!
În timp ce el are 4 costume și 12 cămăși de mătase, jumătate din afacere nu e a mea? Nu gătesc? Nu gătesc bine? Tu nu-ți faci treaba? Vorbești ca și cum n-ar fi nicio problemă. Cine o știe dacă e sau nu o problemă în afară de mine și de tine? Tu și eu. Asta-i tot, Frank. Asta-i tot ce contează, nu? Nu eu și cu tine pe drum sau oriunde altundeva, ci doar noi doi. Și totuși ești o mâță afurisită. Nu mai face să mă simt așa dacă n-ai fi. O să facem asta. Sărută-mă, Frank, pe gură. Am sărutat-o. Ochii îi străluceau ca două stele albastre. Parcă eram într-o biserică. Capitolul 4. Ai niște apă caldă? La baie nu e? E nic înăuntru. Aha, o să-ți dau puțină din ceainic. Îi place să aibă boilerul plin când face baie. Ne comportam exact cum ne făcuserăm planul. Era în jur de 10, închiseserăm localul și grecul intrase să se spele, ca în fiecare sâmbătă seara. Eu trebuia să duc apa în camera mea, să mă pregătesc, să mă rad și apoi să-mi aduc aminte că n-am băgat mașina în curte. Urma deci să ies, să fiu pe fază, să claxonez dacă venea cineva. Ea trebuia să aștepte până îl auzea băgându-se în cadă, să intre ca și cum ar fi venit după un prosop și să-l plesnească de la spate cu un blackjack, pe care îl făcusem dintr-un săculeț de zahăr în care îndesasem bile de rulment. Notă, baston mic și ușor de ascuns, făcut de obicei dintr-o greutate de plumb la capătul unui arc sau al unei tije înfășurate în piele. Inițial trebuia să fac eu treaba, dar ne-am gândit că de ea nu va fi surprins dacă o vede intrând. Dacă intram eu și ziceam că-mi caut briciul sau ceva, ar fi putut ieși din cadă să mă ajute să-l caut. După ce-l lovea, trebuia să-l țină cu capul sub apă până se înneca. Urma să lase apa să curgă încet, să iasă pe fereastră, pe acoperișul verandei și să coboare pe o scară pe care o pusesem acolo. Îmi dădea mie blackjack-ul și se întorcea în bucătărie. Băgam bilele de rulment înapoi în cutie, aruncam săculețul, băgam mașina în curte, urcam în camera mea și începeam să mă rad. Ea aștepta până când apa începea să se scurgă în bucătărie și apoi mă chema pe mine. Urma să spargem ușa, să-l găsim și să chemăm un doctor. În cele din urmă ne gândeam noi, o să pară ca și cum a alunecat în cadă, s-a lovit la cap și s-a înnecat. Ideea mi-a venit după ce am citit un articol în care un tip zicea că majoritatea accidentelor li se întâmplă oamenilor în propria cadă. Ai grijă, e fierbinte. Mulțam. Apa era într-o oală. Am dus-o în camera mea, am pus-o pe birou și mi-am scos toate chestiile pentru ras. Apoi am coborât, am ieșit și am urcat în mașină, stând astfel încât să văd și drumul și geamul de la baie. Grecul cânta. M-am gândit că ar fi bine să țin minte cântecul. Era Mother Macri. L-a cântat odată și apoi a luat-o de la început. M-am uitat spre baie. Ea era încă acolo. Un camion și un tir au ieșit din curbă. Am dus mâna spre claxon. Uneori camionagii opreau să mănânce ceva și erau genul de oameni care îți băteau la ușă până deschideai. Dar și-au văzut de drum. Au mai trecut câteva mașini, dar n-au oprit niciuna. M-am uitat spre bucătărie și ea nu mai era acolo. O lumină s-a aprins în dormitor. Apoi, dintr-o dată, am văzut ceva mișcându-se pe lângă verandă. Aproape că am claxonat, dar mi-am dat seama că e doar o pisică. Era doar o pisică cenușie, dar m-a speriat. O pisică era ultimul lucru pe care voiam să-l văd. A dispărut un minut, apoi a apărut din nou mirosind scara. Nu voiam să claxonez pentru că nu era decât o pisică, dar nici nu voiam să se învârtă pe lângă scara. Am ieșit din mașină, m-am dus la ea și am gonit-o. Ajunsesem pe la jumătatea drumului spre mașină când s-a întors și a început să se suie pe scară. Am gonit-o din nou, alergând-o până la barăci. Am luat-o înapoi spre mașină, apoi m-am oprit puțin să văd dacă se întoarce. Din curbă a apărut un polițist. M-a văzut stând acolo și a oprit motorul și a ajuns la mine înainte să apuc să mă mișc. A oprit între mine și mașină. N-aveam cum să claxonez. Te relaxezi? Am ieșit să duc mașina în curte. E mașina ta? E a tipului pentru care lucrez. E în regulă, doar verificam. A aruncat o privire în jur și apoi a văzut ceva. Mai să fie, ia uite. La ce să mă uit? La blestemata aia de pisică. Urcă pe scară. Ha, îmi plac pisicile. Mereu pun ceva la cale. Și-a pus mănușile, a scrutat întunericul, a apăsat pedala de câteva ori și s-a dus. Imediat ce a dispărut, m-am aruncat spre claxon. Era prea târziu. O scânteie a luminat dinspre verandă, apoi toate luminile s-au stins. Înăuntru, Cora a început să strige îngrozită. Frank, Frank, s-a întâmplat ceva! Am fugit în bucătărie, dar era beznă și pentru că n-aveam niciun chibrit în buzunar, a trebuit să merg pe pipăite. Ne-am întâlnit pe scări, ea cobora și eu urcam. A țipat din nou.
Taci din gură pentru numele lui Dumnezeu, taci din gură, ai făcut-o? Da, dar apoi s-au stins luminile și nu l-am băgat cu capul sub apă. Trebuie să-l trezim, a fost un polițist aici și a văzut scara. Sună după doctor, sună tu și eu îl scot de acolo. A coborât și eu am continuat să urc. Am intrat în baie și mama a plecat peste cadă. Zăcea în apă, dar avea capul la suprafață. Am încercat să-l ridic, m-am chinuit ca dracu. Era alunecos din cauza săpunului și a trebuit să intru în apă ca să-l pot scoate. Între timp o auzeam jos cum vorbește cu centralista. Nu i-au făcut legătura cu un doctor, i-au făcut legătura cu poliția. L-am ridicat, l-am sprijinit de marginea căzii, apoi am ieșit și eu. L-am târât în dormitor și l-am întins pe pat. A venit și ea, am găsit niște chibrituri și am aprins o lumânare. După asta am început să-l pregătim. Eu i-am înfășurat capul în prosoape ude, în timp ce ea îi masa încheieturile și tălpile. O să trimite o ambulanță. În regulă. Te-a văzut când l-ai lovit? Nu știu. Era în spatele lui? Cred că da. Dar apoi s-au stins luminile și nu mai știu ce s-a întâmplat. Ce-ai făcut cu lumina? Nimic. A sărit siguranța. Frank, ar face bine să nu se mai trezească. Trebuie să se trezească. Dacă moare, am pus-o. Îți zic, polițistul ăla a văzut scara. Dacă moare ăsta, atunci o să-și dea seama. Dacă moare, ne-au prins. Și dacă m-a văzut? Ce o să spună când se trezește? Poate că nu te-a văzut. Trebuie doar să-i servim o poveste convingătoare. Asta-i tot. Erai acolo, apoi s-au stins luminile. L-ai auzit alunecând, a căzut și nu ți-a răspuns când l-ai strigat. Atunci m-ai chemat pe mine și asta a fost. Orice ar fi, trebuie să rămâi la povestea asta. Dacă a văzut ceva, atunci e imaginația care i-a jucat feste și atâta tot. De ce n-ajunge odată ambulanța aia? O să ajungă. Imediat ce a venit ambulanța, l-au pus pe o targă și l-au băgat înăuntru. Ea a mers cu el. I-a urmat cu mașina. La jumătatea drumului spre Glendale, a început să ne escorteze un polițist. Mergeau cu 110 la oră și nu m-am putut ține după ei. Când am ajuns la spital, tocmai îl scoteau din mașină și polițistul coordona toată treaba. Când m-a văzut, le-a făcut semn să se ducă și a rămas holbându-se la mine. Era același polițist. L-au băgat înăuntru, l-au pus pe o masă cu rotile și l-au dus în sala de operații. Eu și Cora am rămas pe hol. În scurt timp a venit o asistentă să stea cu noi. Apoi a apărut polițistul însoțit de un sergent, se tot uitau la mine. Cora îi povestea asistentei ce s-a întâmplat. Intrasem acolo în baie, vreau să spun, să iau un prosop. Am auzit un zgomot ca o împușcătură și apoi s-au stins luminile. Vai de mine, au făcut un zgomot îngrozitor. L-am auzit căzând, era în picioare și se pregătea să dea drum la duș. L-am întrebat ce se întâmplă și nu mi-a răspuns. Era întuneric, nu vedeam nimic și nu-mi dădeam seama ce se întâmplase. Adică era ca și cum se electrocutase sau ceva. Atunci Frank m-a auzit țipând și a venit. L-am scos din cadă și eu am sunat la ambulanță. Nu știu ce m-aș fi făcut dacă nu ajungea așa de repede. Întotdeauna vin repede la apelurile târzii. Mi-e atât de frică să nu fie rănit grav. Nu cred că e cazul. Îi fac niște radiografii. După radiografii își dau seama despre ce e vorba, dar nu cred că e ceva grav. Dumnezeule, sper că nu. Polițiștii n-au scos niciun cuvânt, doar stăteau acolo uitându-se la noi. Când l-au scos din sală, avea capul înfășurat în bandaje. L-a urcat în lift și Cora, eu, asistenta și polițistul, am mers cu el. Am ajuns la etaj și l-au dus într-un salon. Am intrat cu toții. În timp ce îl așezau în pat, ne-am dat seama că nu erau suficiente scaune, așa că asistenta a mai adus câteva. Ne-am așezat. Cineva a zis ceva și asistenta i-a făcut semn să tacă. A venit un doctor, s-a uitat și a ieșit afară. A mai stat acolo o vreme, așteptam. Apoi asistenta s-a dus să-l caute pe medic. Cred că își revine. Cora s-a uitat spre mine, iar eu mi-am întors repede privirea. Polițiștii s-au aplecat ca să audă ce spunea. A deschis ochii. Te simți mai bine acum? N-a răspuns și nimeni nu a mai zis nimic. Era atât de liniște încât îmi auzeam inima cum îmi bătea în urechi. O recunoști pe soția ta? Uite-o, e aici. Nu ți-e puțin rușine de tine să cazi așa în baie ca un băiețel doar pentru că s-au stins luminile? Soția ta e supărată pe tine. N-ai de gând să vorbești cu ea? S-a chinuit să spună ceva, dar n-a reușit. Asistenta s-a apropiat de el și i-a făcut aer. Cora l-a luat de mână și l-a mângâiat. A mai stat acolo câteva minute cu ochii închiși, apoi gura a început din nou să-i se miște și s-a uitat la asistentă. Dintr-o dată s-a făcut întuneric.
Când asistenta ne-a spus că are nevoie de liniște, am luat-o pe Cora și ne-am dus la mașină. Nici nu plecaserăm bine, când ne-am dat seama că polițistul cu motocicletă se luase după noi, ne suspectează Frank. E același. Și-a dat seama că e ceva putred la mijloc de când m-a văzut cum stăteam acolo și supravegheam zona. Încă mai crede asta. Ce o să facem? Nu știu, totul depinde de scară. Dacă se prinde sau nu, de ce e acolo? Ce ai făcut cu blackjack-ul? Îl am la mine, în buzunarul rochei. Doamne Dumnezeule, dacă te arestau acolo și te percheziționau, dădeam de dracu. I-am dat cuțitul și i-am spus să taie săculețul și să scoată bilele de rulment. Apoi am trimis-o în spate să ridice bancheta și să pună săculețul acolo. Ar fi părut că e doar o cârpă, cum are toată lumea în trusa de scule. Rămâi acolo și stai cu ochii pe polițist. O să arunc bilele alea în tufișuri una după alta și tu trebuie să fii atentă în caz că observă ceva. Cât a ținut ea de 6, eu am condus cu stânga și cu dreapta am aruncat una pe geam direct în tufișuri. A observat ceva? Nu. Le-am aruncat și pe celelalte, câte una la fiecare câteva minute. Polițistul nu a observat nimic. Când am ajuns la local, era tot întuneric. Nu avusesem timp să verific siguranțele, nici vorbă să le mai și înlocuiesc. Când am intrat pe alee, polițistul m-a depășit și a ajuns înaintea mea. Amice, o să arunc o privire la siguranțele alea. Sigur, și eu la fel. Ne-am dus toți trei în spate și polițistul a aprins o lanternă. Imediat după asta a scos un sunet ciudat și s-a plecat. Era pisica acolo, întinsă pe spate, cu picioarele în aer. Ce păcat! A omorât-o de-a luat-o dracu. Polițistul a luminat cu lanterna de-a lungul acoperișului verandei și pe scară. Clar, de la asta îi se trage. Ții minte, ne uitam amândoi la ea. A sărit de pe scară pe cutia de siguranțe și asta a omorât-o de-a luat-o dracu. Chiar că de la asta, abia plecase-și când s-a întâmplat, ca glonțul. Nici n-am avut timp să mișc mașina. N-ajunsesem prea departe. Da, încă te mai vedeam. A sărit direct de pe scară pe cutia de siguranțe. Ei, așa se întâmplă lucrurile. Bietele dobitoace nu reușesc să înțeleagă cum stă treaba cu electricitatea, nu-i așa? Nu, domnule, e prea mult pentru ele. Păcat totuși. Chiar asta e, păcat. A omorât-o de-a luat-o dracu și era o pisică drăguță. Ții minte ce mutră avea când se urca pâș-pâș pe scară? N-am mai văzut o pisică așa de drăguță. Și avea și o culoare frumoasă. Și-a omorât-o de-a luat-o dracu. Păi, mă duc și eu. Cred că ne-am lămurit. Trebuia să verific, mă înțelegi? Nicio problemă. La revedere. La revedere, domnișoară. La revedere. Capitolul 5. N-am făcut nimic cu pisica, cutia de siguranțe sau orice altceva. Ne-am băgat în pat și ea a cedat. A plâns, apoi a luat-o un frison, a început să tremure și a durat câteva ore să o liniștesc. A stat la mine în brațe un timp, apoi a început să vorbească. Nu mai facem asta niciodată, Frank. Niciodată. Cred că am fost nebuni, pur și simplu nebuni. Doar norocul chiar ne-a scos cu bine din treaba asta. A fost vina mea și a mea. Nu, a fost doar vina mea. Eu m-am gândit la asta, tu n-ai vrut să o faci. Data viitoare o să te ascult, Frank. Tu ești deștept, nu ești prost ca mine. Doar că n-o să mai fie data viitoare. Așa-i, niciodată. Chiar dacă făceam toată schema, oricum s-ar fi prins. Întotdeauna se prind. Își dau seama chiar și numai din obișnuință. Uite cât de repede și-a dat seama polițistul ăla că e ceva în neregulă. Asta mă înspăimântă pe mine. De cum m-a văzut stând acolo și-a dat seama. Dacă a făcut legătura atât de repede, ce șansă am mai fi avut dacă murea grecul? Se pare că nu sunt o mâță chiar atât de afurisită, Frank. Așa zic și eu. Dacă eram, nu mă speriam așa de ușor. M-am speriat atât de tare, Frank, și eu m-am speriat destul de rău. Știi ce-mi doream când s-au stins luminile? Pe tine, Frank. Și nu eram deloc o mâță afurisită atunci. Eram doar o fetiță speriată de întuneric. Am fost acolo, lângă tine, nu? Te-am iubit pentru asta. Dacă nu erai tu, nu știu ce s-ar fi întâmplat cu noi. A ieșit bine treaba, nu-i așa? Cu alunecatul. Chiar și el a crezut-o. Trebuie să ai încredere în mine. Știu cum stă treaba cu polițiștii. Trebuie doar să ai ceva să le spui, atâta tot. Trebuie să știi toate detaliile și să faci povestea să pară cât mai reală. Îi știu eu. Ai rezolvat-o. O să rezolvi totdeauna totul pentru mine, nu-i așa, Frank? Ești singura care a însemnat vreodată ceva pentru mine. Se pare că, până la urmă, nu sunt chiar o mâță afurisită. Ești fetița mea. Chiar așa, fetița ta prostuță. Bine, Frank. De acum înainte o să te ascult. Tu o să fii creierul, iar eu o să muncesc. Pot să muncesc, Frank. Și muncesc bine. O să ne înțelegem. Sigur că o să ne înțelegem. Și acum, vrei să ne culcăm? Crezi că poți dormi? E prima dată când putem să dormim toată noaptea împreună, Frank. Îți place? E minunat, absolut minunat. Sărută-mă de noapte bună. E atât de drăguț să te pot săruta de noapte bună? Dimineața ne-a trezit telefonul. A răspuns ea și când s-a întors îi străluceau ochii. Ghiși ce, Frank? Ce? Are capul spart.
Rău? Nu, dar o să-l mai țină acolo. O să mai rămână internat poate încă o săptămână. La noapte o să putem să dormim din nou împreună. Vino încoace. Nu acum. Acum trebuie să ne trezim. Trebuie să deschidem localul. Vino încoa până nu te plăznesc. Nebunule! A fost o săptămână chiar fericită. După amiaza, ea făcea un drum până la spital, dar în restul timpului eram împreună și l-am ajutat și eu. Am ținut localul deschis tot timpul, am încercat să aducem cât mai mulți clienți și am reușit. Desigur, ne-a ajutat și faptul că într-o zi au venit 3 autobuze cu 100 de copii de la școala de duminică și au comandat tot soiul de lucruri pentru excursia lor în pădure, dar chiar și... Fără asta, ne-am fi descurcat mai mult decât bine. Încasările, credeți-mă, chiar n-ar fi avut cum să ne dea de gol. Într-una dintre zile, în loc să se ducă doar ea la spital, am mers amândoi. Când am plecat de acolo, ne-am dus împreună la plajă. Am închiriat un costum galben și o pălărioară roșie și după ce s-a schimbat aproape că n-am mai recunoscut-o, arăta ca o fetiță. A fost prima dată când mi-am dat seama cât de tânără era de fapt. Ne-am jucat în nisip, apoi am intrat în apă și ne-am lăsat legănați de valuri. Mie îmi plăcea să-mi țin capul pe valuri. Ei plăcea să-și țină tălpile. Am stat acolo față în față, ținându-ne de mână pe sub apă. Am ridicat privirea, nu se vedea decât cerul. M-am gândit la Dumnezeu. Frank, da? Mâine se întoarce acasă. Știi ce înseamnă asta? Știu. Trebuie să dorm cu el, nu cu tine. Așa ar trebui, doar că până se întoarce el, noi o să fim deja plecați. Speram că o să spui asta. Doar noi doi și drumul, Cora. Noi doi și drumul. Doar doi vagabonzi. Ca doi țigani, dar o să fim împreună. Exact. O să fim împreună. A doua zi dimineață ne-am făcut bagajele. Mă rog, ea și le-a făcut. Eu îmi cumpărasem un costum pe care îl luasem deja pe mine și cam asta era tot. Ea și-a pus lucrurile într-o valijoară rotundă pentru pălării. După ce a terminat de împachetat, mi-a întins-o. Vrei să o pui tu în mașină? În mașină? Păi, nu luăm mașina. O luăm doar dacă vrei să petrecem prima noapte la închisoare. Să fugi cu nevasta unui bărbat e o treabă, dar să iei și mașina, ăsta e furt. Ah! Am plecat. Erau cam 3 km până la stația de autobuz și trebuia să mergem pe jos. De fiecare dată când trecea o mașină, ea întindea mâna ca indianul de lemn din fața tutungeriilor. Dar nu oprea niciuna. Pe un bărbat singur poate să-l ia cineva, pe o femeie singură dacă e suficient de nesăbuită să accepte la fel, dar un bărbat și o femeie împreună nu prea au șanse. După ce au trecut vreo 20 de mașini, s-au oprit. Făcuserăm cam 400 de metri. Frank, nu pot. Ce s-a întâmplat? Asta e. Asta e ce? Drumul. Ești nebună? Ai obosit atâta tot? Uite cum facem. Așteaptă aici și eu o să conving pe cineva să ne ducă până în oraș. Trebuia să facem asta de la început. După aia o să fie bine. Nu, nu despre asta e vorba. Nu sunt obosită. Pur și simplu nu pot să o fac atâta tot. Nu vrei să fii cu mine, Cora? Știi bine că vreau. Îți dai seama că nu putem să ne întoarcem. Nu putem să mai facem ce am făcut până acum. Știi asta. Trebuie să vii. Ți-am spus că nu sunt făcută pentru asta, Frank. Nu mă simt ca o țigancă. Nu mă simt ca nimic. Mi-e doar rușine să stau aici și să aștept să ne ia cineva cu mașina. Ți-am spus, mergem cu cineva până în oraș. Și apoi ce facem? Apoi suntem acolo și ne punem pe picioare. Nu ne punem. Stăm o seară într-un hotel și după aia mergem să ne căutăm de muncă și trăim într-o magherniță. Și asta nu e o magherniță? Asta de unde am plecat? E altceva. Cora, o să dai înapoi chiar acum? Am dat deja, Frank. Nu pot să merg. Rămas bun. Nu vrei să mă asculți nici măcar un minut? Rămas bun, Frank. Mă duc înapoi. Tot trăgea de valijoara aia. Am încercat să o țin, măcar să o car înapoi, dar mi-a luat-o din mână și s-a întors. Arăta tare drăguț când plecaserăm cu costumașul ei albastru și cu pălăria la fel, dar acum era toată șifonată. Avea pantofii plini de praf și nici măcar nu mai putea să meargă drept din cauza plânsului. Dintr-o dată mi-am dat seama că și eu plângeam. Capitolul 6. M-a luat cineva până în San Bernardino. E un oraș feroviar și aveam de gând să mă sui într-un marfar care pleca spre est, dar n-am făcut-o. M-am întâlnit cu un tip într-o sală de biliard și am început să jucăm. Era momeala perfectă pe care Dumnezeu i-o scoate în cale unui fraier, pentru că tipul avea un prieten care chiar știa să joace. Singura lui problemă era că nu putea să joace suficient de bine. Am stat cu ei vreo 2 săptămâni, le-am luat $250, cam tot ce aveau, și apoi a trebuit să o tai
repede din oraș. M-am suit într-un camion spre Mexicali și, pe drum, am început să mă gândesc la cei $250 și la cum cu toți banii ăștia am fi putut să mergem pe plajă și să vindem hot dog sau altceva până când reușeam să ne orientăm spre ceva mai bun. Așa că m-am dat jos și am făcut autostopul până în Glendale. Am început să pierd vremea pe lângă piața unde își făceau cumpărăturile sperând să dau de ea la un moment dat. Am și sunat-o de câteva ori, dar a răspuns grecul și a trebuit să mă prefac că am greșit numărul. Între plimbările prin piață, îmi făceam veacul într-o sală de biliard la câteva străzi distanță. Într-o zi am văzut un tip singur la o masă exersându-și loviturile. Îți dădeai seama că era începător după felul în care ține atacul. Am început să exersez și eu la o masă de lângă el. M-am gândit că dacă 250 erau de ajuns pentru o tonetă de hot dog, cu 350 ne-ar fi fost și mai bine. Ce zici de o partidă mică, de una la mijloc? N-am prea jucat jocul ăsta. E simplu, bagi bila 1 în buzunarul din mijloc. Nu știu, oricum par prea bun pentru mine. Eu sunt doar un amator. Bine, doar dacă jucăm ca între prieteni. Am început să jucăm și l-am lăsat să câștige de 3 sau 4 ori, încât să se simtă bine. Dădeam tot timpul din cap, ca și cum nu înțelegeam ce se întâmplă. Prea bun pentru tine, nu? Hai că asta a fost bună. Totuși, îți jur, pot mai mult. Doar că nu prea reușesc să-mi intru în mână. Ce zici dacă jucăm pe un dolar, numai așa? Să facem lucrurile mai interesante. Cum vrei. La un dolar nu-i mare lucru de pierdut. Am jucat pe un dolar și l-am lăsat să câștige de vreo 4-5 ori, poate și mai mult. Trăgeam de parcă aș fi fost foarte agitat și între lovituri mă prefăceam că îmi șterg fruntea cu o batistă, ca și cum aș fi fost transpirat. Văd că nu mă descurc prea bine. Ce ai zice să jucăm pe $5 ca să-mi iau și eu banii înapoi și apoi bem ceva? Bine, e doar un joc amical. Nu vreau să-ți iau banii. Jucăm pe 5 și după aia o lăsăm baltă. L-am lăsat să mai câștige 4 sau 5 partide și, dacă te-ai fi luat după comportamentul meu, ai fi zis că sunt pe cale să fac măcar un infarct și încă vreo 2 crize. Mă cam învinețisem la față. Uite care-i treaba, îmi dau seama când sunt depășit, dar hai să jucăm pe $25 ca să-mi recuperez și eu din bani și apoi luăm băutura aia. E cam mult pentru mine. Mult pe dracu, doar joci pe banii mei, nu? E regulă, dă-i dracului, jucăm pe 25. Atunci am început să joc pe bune, am reușit lovituri care nu i-ar fi ieșit nici lui Hop. Am tras ca la biliard, am tras cu 3 mante și de fiecare dată bila parcă plutea peste masă. Am încercat chiar și o sărită și mi-a ieșit. Lui nu i-a ieșit nicio lovitură de care să nu fi fost în stare și Blind Tom, pianistul orb. Notă: William Frederick Hop, 1887-1959, cunoscut ca Willie Hop, jucător profesionist de biliard carambol. Thomas Wiggins, 1849-1908, supranumit Blind Tom, a fost un renumit pianist afroamerican orb. A ratat bila, s-a încurcat, a șters masa, a băgat altă bilă în buzunar și nu i-a reușit nicio lovitură cu manta. Dar cum am plecat de acolo, îmi luase cei $250 și ceasul de $3 pe care îl cumpărasem ca să știu la ce oră apărea Cora la piață în cazul în care o vedeam. Da, eram bun, n-aveam ce zice, doar că nu destul de bun. Hei, Frank, nu apucasem să închid ușa când l-am văzut pe Greg traversând strada spre mine. Frank, afurisitule, pe unde ai umblat? Hai noroc, de ce ai șters-o tocmai când m-am lovit la cap și aveam cel mai mult nevoie de tine? Am dat noroc, încă mai avea un bandaj în jurul capului și o privire destul de ciudată, dar arăta bine în costumul lui nou, cu pălăria neagră trasă într-o parte, cu cravata violet și pantofi maro, cu lanțul ceasului de aur trecut peste vestă și un trabuc mare între degete. Hei, Nick, cum te simți, băiete? Mă simt minunat! Nu m-aș fi simțit mai bine nici dacă tocmai scăpasem de la Mititica, dar nu înțeleg de ce m-ai lăsat baltă. Sunt al dracu de supărat pe tine, nemernicule, ce ești? Păi, mă știi cum sunt, Nic. Stau ce stau și după aia trebuie să o întind. Ți-ai și ales momentul să o întinzi. Ce faci acum? Hai că știu că nu faci nimic, nemernicule, te cunosc eu. Hai să cumpărăm niște fripturi și-ți povestesc cum mai stau lucrurile. Ești singur? Nu mai pune întrebări tâmpite. Pe cine mai era să las să aibă grijă de local după ce m-ai lăsat cu ochii în soare? Normal că sunt singur. Eu și Cora nu mai ieșim niciodată împreună. Unul se duce, celălalt rămâne acolo.
Bine atunci, hai să mergem. A fost atât de prins să-mi povestească despre cum și-a spart capul și cum doctorii nu mai văzuseră o fractură ca aia până atunci, despre ce greutăți i-au făcut cei doi angajați pe care i-a avut de când am plecat eu, cum pe unul l-a concediat a doua zi, iar celălalt a întins-o după trei zile cu tot cu banii din casă și cum ar da orice să mă aducă înapoi, că i-a luat o oră să cumpere fripturile. Frank, uite care-i treaba, eu și Cora mergem mâine la Santa Barbara. La dracu, băiete, trebuie să mai ieșim și noi, nu? Mergem să vedem fiesta și zic să vii cu noi. Ți-ar plăcea, Frank? Vii cu noi și discutăm despre cum o să te întorci să lucrezi pentru mine. Îți place fiesta din Santa Barbara? Păi am auzit că e ceva. Sunt fete, muzică, lumea dansează pe stradă, e cum trebuie. Haide, Frank, ce zici? Nu prea știu. Cora o să se supere ca naiba dacă află că te-am văzut și nu te-am adus înapoi. O fi acum cu nasul pe sus cu tine, dar să știi că te crede băiat de treabă, Frank. Haide, mergem toți trei, o să ne distrăm de minune. Bine, dacă ea n-are nimic împotrivă, mergem. Erau 8 sau 10 oameni în sala de mese când am ajuns. Ea era în spate, la bucătărie, și spăla cât de repede putea destule vase pentru a-i servi pe toți. Hei, hei, Cora, uite, uite pe cine am găsit! Ei, pentru numele lui Dumnezeu, de unde a mai apărut și ăsta? L-am văzut azi în Glendale. Merge mâine cu noi la Santa Barbara. Bună, Cora, ce mai faci? N-ai mai trecut de mult pe aici. S-a șters repede, am dat mâna, dar avea mâna plină de săpun. S-a dus să ducă o comandă, iar eu și grecul ne-am așezat. De obicei o ajuta când erau oameni în local, dar ardea de nerăbdare să-mi arate ceva, așa că a lăsat-o să se ocupe singură. Era un album mare, pe prima pagină pusese actul de cetățenie, pe următoarea certificatul de căsătorie, apoi licența pentru afaceri în districtul Los Angeles, o poză cu el din armata greacă, o poză cu el și Cora din ziua în care s-au căsătorit, și apoi toate decupajele din ziare despre accident. Dacă mă întrebați pe mine, articolele alea erau mai mult despre pisică decât despre el, dar oricum, îi apărea numele acolo și toată povestea despre cum a fost adus la spitalul din Glendale și cum toți s-așteptau să se însănătoșească. Articolul din ziarul grecilor din Los Angeles se referea totuși mai mult la el decât la pisică și chiar publicaseră și o poză cu el îmbrăcat în uniforma pe care o purta când era ospătar, precum și o scurtă poveste a vieții lui. După articole urmau radiografiile. Erau vreo 6 pentru că în fiecare zi îi făceau câte una nouă ca să vadă cum evoluează. Le prinsese între 2 pagini lipite pe margine și apoi decupase pătratul care acoperea radiografia pentru ca aceasta să fie privită cum trebuie la lumină. După radiografii erau chitanțele de la spital, cele de la doctor și de la asistente. Vă vine sau nu să credeți, toată treaba îl costase $322. Frumos, nu? Da, e bine. Ai acolo tot ce-ți trebuie. Sigur, și încă nu-i terminat. O să-l aranjez cu roșu, alb și albastru. O să arate ca lumea. Uite. Mi-a arătat câteva pagini pe care desenase tot felul de chestii. Înfloriturile erau făcute în tuș și apoi colorate în roșu, alb și albastru. Peste certificatul de cetățenie făcuse 2 steaguri americane și un vultur. Peste poza din armata greacă erau 2 steaguri grecești încrucișate și un alt vultur, iar peste certificatul de căsătorie făcuse 2 porumbei care stăteau pe o crenguță. Nu prea știa cum să decoreze și restul, dar i-am zis că peste tăieturile din ziare ar putea să facă o pisică, iar pisicii să iasă un fum roșu, alb și albastru din coadă. I s-a părut o idee destul de bună. Nu a înțeles totuși la ce mă refeream când i-am zis că peste licența de afaceri pentru districtul Los Angeles ar trebui să pună un vultur șorecar care să țină în ghiare 2 steaguri de licitație pe care să scrie astăzi reduceri. Și nici nu mi s-a părut că aș ajunge undeva dacă aș fi încercat să-i explic. Dar m-am prins în cele din urmă de ce era atât de ferchezuit, de ce nu mai ducea comenzile ca de obicei și de ce își dădea atât de multă importanță. Grecul ăsta avusese o fractură craniană și o treabă ca asta nu îi se întâmplă unui tâmpit ca el în fiecare zi. Era ca un macaronar care își deschide o drogherie. De cum privește hârtia aia ștampilată cu roșu pe care scrie farmacist, macaronarul își pune un costum gri cu marginile vestei negre și se simte dintr-o dată atât de important că nu mai stă să aranjeze pastilele și nici gând să se atingă nici măcar de un shake de ciocolată. Așa și grecul ăsta se ferchezuise din același motiv. În viața lui se întâmplase un lucru important. Era aproape vremea cinei când am reușit să o prind singură. El s-a dus să se spele și noi doi am rămas în bucătărie. Te-ai gândit la mine, Cora?
Sigur, n-aveam cum să te uit așa de repede. Eu m-am gândit mult la tine. Cum mai ești? Eu? În regulă. Te-am sunat de câteva ori, dar a răspuns el și mi-a fost frică să-i vorbesc. Am făcut ceva bani. E, asta e bine, mă bucur că te descurci. I-am făcut și după aia i-am pierdut. Am crezut că o să-i folosim, că o să o luăm de la capăt în altă parte, dar i-am pierdut. Sincer îți spun, nu știu pe ce se duc banii. Ești sigură că te gândești la mine, Cora? Sigură. Sigur că da. Nu prea te comporți ca și cum ai face-o. Mie mi se pare că mă comport în regulă. Ai vreun sărut pentru mine? O să luăm cina în curând, ar trebui să te pregătești, poate vrei să te speli. Așa au mers lucrurile. Așa s-a comportat toată seara. Grecul a scos o sticlă din vinul lui dulce, a cântat ceva cântece și am stat cu toții acolo. Că despre ea aș fi putut fi oricare alt tip care lucrase pentru ei și pe care nu mai știa prea bine cum îl cheamă. A fost cea mai groaznică întoarcere acasă pe care ți-ai fi putut-o imagina. Când a venit vremea pentru culcare, i-am lăsat să urce și apoi am ieșit afară încercând să-mi dau seama dacă ar trebui să rămân și să încerc să o iau de la capăt cu ea sau să o întind și să încerc să o uit. A mers destul de mult și, nu știu pentru cât timp sau cât de departe ajunsesem, dar după ceva vreme am început să aud scandal dinspre casă. M-am întors și pe măsură ce mă apropiam am început să disting ceva din ce spuneau. Ea urla ca dracu și zicea că trebuie să plec. El bolborosea ceva, probabil despre cum voia să rămân și să mă întorc la lucru. Încerca să o facă să tacă, dar îmi dădeam seama că urla așa de tare pentru că voia să o aud. Dacă aș fi fost în camera mea unde credea că eu sunt, aș fi putut să o aud foarte bine, dar chiar și de unde eram, auzeam destul. La un moment dat s-a oprit. M-am furișat în bucătărie și am rămas acolo ascultând. Tremuram până în măduva oaselor și singurul lucru pe care reușeam să-l aud era sunetul inimii mele care făcea bum bum, bum bum. Bum, bum. M-am gândit că e ciudat ca inima mea să sune așa și dintr-o dată mi-am dat seama că erau două inimi în bucătăria aia și de aia se auzea așa ciudat. Am aprins lumina. Ea stătea acolo, într-un kimono roșu, albă ca laptele, holbându-se la mine cu un cuțit lung și subțire în mână. M-am întins și i l-am luat. Când a început să vorbească, șoaptele ei semănau cu sâsâitul unui șarpe. De ce te-ai întors? Trebuia să o fac, asta-i tot. Nu trebuia. Aș fi putut să o duc până la capăt. Aproape reușisem să te uit și acum te întorci, nenorocitule. A trebuit să te întorci. Ce să duci până la capăt? Treaba pentru care face albumul. Vrea să-l arate copiilor lui. Și acum vrea unul. Vrea unul cât mai repede. Păi de ce nu ai venit cu mine? Să vin cu tine pentru ce? Să dormim în vagoane? De ce aș fi venit cu tine? Spune-mi. N-am știut ce să-i răspund. M-am gândit la cei 250 de dolari ai mei și la ce ar ajuta-o să-i spun că ieri aveam ceva bani, dar azi i-am pierdut jucând biliard. Nu ești bun de nimic, știu asta, pur și simplu nu ești și atunci de ce nu vrei să pleci și să mă lași în pace în loc să te întorci? De ce nu-mi dai pace? Ascultă-mă, amână-l cu treaba asta cu copilul, măcar pentru încă puțin. Amână-l până când reușim să ne gândim la ceva. Noi fi eu chiar bun, dar te iubesc, Cora, îți jur. Îmi jur și după aia ce faci? Mă duce la Santa Barbara ca să mă convingă să-i fac copilul și tu mergi cu noi. O să stai în același hotel ca și noi, o să mergi cu noi în mașină, o să... S-a oprit și am rămas amândoi acolo, uitându-ne unul la altul, toți trei în aceeași mașină. Știam ce înseamnă asta. Încet, încet ne-am apropiat și apoi am ajuns să ne atingem. Dumnezeule Frank, nu e vreo altă cale să scăpăm din toate astea? Păi tu, chiar acum voiai să bagi un cuțit în el. Nu, ăsta era pentru tine, Frank, nu pentru el. Cora, așa trebuie să fie. Am încercat orice altceva era de încercat. Nu pot să port copilul slinosului de Greg, Frank. Nu pot și cu asta basta. Tu ești singurul căruia vreau să-i fac un copil. Aș vrea să fii și tu bun de ceva. Ești deștept, dar nu ești bun de nimic. Nu-s bun, dar te iubesc. Da, și eu te iubesc pe tine. Amână-l, măcar pentru noaptea asta. Bine, Frank, doar noaptea asta. Capitolul 7. Al compus de Stoddard King și Alonzo Zoeliet. Se distrează, nu-i așa? Prea bine pentru gustul meu. Doar n-o să-l lași să se urce la volan, domnișoară. În rest o să fie bine. Sper. Nu vreau să am de-a face cu doi bețivi, asta e clar. Dar ce era să fac? Le-am zis că nu merg cu ei și au vrut să plece singuri. Și-ar fi rupt gâtul. Exact. Așa că am condus eu. Altceva nu știam ce să fac. Nu e întotdeauna ușor să știi ce să faci. $1.60 pentru benzină. Uleiul e în regulă. Cred că da. Mulțumesc, domnișoară. O seară bună. S-a urcat din nou la volan și ne-am văzut de drum în timp ce eu și grecul continuam să cântăm. Totul făcea parte din plan. Trebuia să fiu beat pentru că, după tot ce se întâmplase data trecută, îmi scosesem din cap ideea că am putea reuși o crimă perfectă.
Asta avea să fie o crimă atât de prost gândită încât nici măcar n-o să fie o crimă. Urma să fie doar un accident obișnuit de mașină, cu niște tipi beți, cu băutură la ei și tot ce mai trebuia. Desigur, când am început să beau, grecul a băut și el și până la urmă s-a făcut exact cum aveam nevoie. Ne-am oprit să băgăm benzină pentru că aveam nevoie de un martor care să spună că ea era trează, că oricum n-ar fi vrut să vină cu noi, fiindcă nu-i place să bea, dar trebuia să conducă. Înainte de asta am avut și un pic de noroc. Chiar înainte să închidem, pe la 9 oprise un tip care vrea să mănânce ceva, iar omul era chiar pe marginea drumului și ne-a văzut când am plecat. A văzut tot spectacolul, m-a văzut pe mine încercând să opresc mașina și înnecând de câteva ori motorul. A auzit cearta dintre mine și Cora, care zicea că sunt prea beat să conduc. A văzut-o cum s-a dat jos din mașină și a zis că nu mai merge nicăieri. A văzut cum eu am încercat să demarez doar cu grecul în mașină. A văzut cum ne-a zis să ne dăm jos și am făcut schimb de locuri, așa că eu am ajuns în spate, grecul în față și ea la volan. Pe tipul chema Jeff Parker și creștea iepuri în Encino. Cora îi luase cartea de vizită gândindu-se că ar putea servi iepure în local ca să vadă cum merge. Știam exact unde să-l găsim dacă aveam nevoie de el. Eu și grecul cântam Mother, Magpie și Smile, Smile, Smile și Down by the Old Mile Stream. N-a trecut mult până când am văzut indicatorul pe care scria spre plaja Malibu. A virat acolo. În mod normal ar fi trebuit să meargă tot înainte. Sunt două drumuri principale care duc spre coastă. Primul, care are vreo 16 km și se îndepărtează de ocean, era cel pe care mergeam. Celălalt, care trece pe lângă ocean, era la stânga noastră. Cele două se întâlnesc în Ventura și de acolo merg de-a lungul mării spre Santa Barbara, San Francisco și oriunde ai mai vrea să ajungi, dar ideea era că ea nu văzuse niciodată plaja Malibu, locul unde locuiau starurile de cinema, așa că voise să o ia pe drumul ăsta ca să vadă ce era de văzut și apoi să facă la dreapta spre Santa Barbara. Adevăratul motiv era că locul unde se întâlnesc drumurile astea e practic cea mai proastă bucată de șosea din districtul Los Angeles, iar un accident în zona aia n-ar mira pe nimeni, nici măcar pe un polițist. E întuneric, nu prea trece nimeni pe acolo, nu scase sau alte așezări și deci era locul perfect pentru a face ce aveam de făcut. Un timp grecul n-a observat nimic ciudat, am trecut pe lângă o mică tabără de vară de pe deal care se numea Malibu Lake. La club se organizase o seară de dans și câteva cupluri ieșiseră cu bărcile pe lac. Am strigat către ei, la fel a făcut și grecul. Dă-i una și pentru mine, nu conta cine știe ce, dar era încă o urmă pe care o lăsam în cazul în care cineva s-ar fi deranjat să cerceteze toată treaba. Am început să mergem pe prima bucată de drum care urca înspre munți, avea 5 km, a trebuit să-i dau eu indicații cum să meargă. Mare parte din drum a fost în viteza a doua, asta în parte din cauza curbelor strâmte. La fiecare 15 metri care făceau mașina să piardă atât de repede din viteză încât trebuia să schimbi repede în a doua doar ca să rămâi în mișcare. Celălalt motiv era că trebuia să încingem bine motorul. Totul trebuia să se potrivească, trebuia să avem multe de povestit. Apoi, după ce s-a uitat pe geam și a văzut ce întuneric era și cât de impresionanți erau munții ăia fără nicio lumină sau casă, stație de benzină sau orice altceva în apropiere, grecul și-a revenit și a început să facă scandal. Stai așa, stai așa, întoarce! Ce naiba, am greșit drumul? Nu l-am greșit. Știu unde suntem. Mergem spre plaja Malibu. Nu mai știi? Ți-am zis că vreau să o văd. Mergi încet, merg încet, mergi cât trebuie de încet, poate murim cu toții. Am ajuns în vârf și am început să coborâm. A oprit motorul. Dacă nu merge radiatorul, se încinge foarte repede. Când am ajuns la bază, a pornit din nou motorul. M-am uitat la indicatorul de temperatură, ajunsese la 93. A început să urce următoarea pantă și temperatura a continuat să crească. Da, domnule, da, domnule. Era semnalul nostru, unul dintre lucrurile alea tâmpite pe care oricând le poate spune cineva și pe care nimeni nu le bagă în seamă. A tras pe dreapta. Sub noi era o râpă atât de adâncă încât nu-i vedeai fundul. Cred că erau 150 de metri. Cred că o să o las puțin să se răcească. La naiba, chiar așa. Frank, uite-te la ăla. Uite cât arată. Cât arată? 96. Într-un minut o să fiarbă. Lasă-l să fiarbă. Am ridicat o cheie franceză. O aveam la picioare, dar chiar atunci am văzut în fundul pantei farurile unei mașini. A trebuit să trag de timp. A trebuit să trag de timp un minut până când trecea mașina de noi.
Haide, Nick, cântă-ne ceva! S-a uitat la peisajul ăla dezolant, dar nu părea să mai aibă chef de cântat. Apoi a deschis ușa mașinii și a ieșit. Îl auzeam vomitând în spate. Atunci a trecut mașina pe lângă noi. M-am uitat la numărul de înmatriculare ca să-mi rămână în minte. Am izbucnit în râs. Ea s-a uitat spre mine. E în regulă. Le dau doar ceva de ținut minte. Amândoi bărbații erau în viață când am trecut pe lângă ei. Ai reținut numărul 2R5801. 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 În regulă, l-am reținut și eu. Bun. Grecul s-a întors din spate și părea că se simte mai bine. Ai auzit ce s-aud? Că râzi e ca un ecou, un ecou frumos. A luat o notă înaltă. Nu era un cântec, era doar o notă înaltă, ca pe un disc de-al lui Caruso. S-a oprit aproape imediat și a ascultat atent și, bineînțeles, sunetul s-a întors, absolut clar, și s-a oprit, la fel ca și el. Sună ca mine. Fix ca tine, băiete, avem același claxon ca întotdeauna. La naiba, e tare. A stat acolo 5 minute, tot lansând note înalte și ascultând cum se întorc. Era pentru prima dată când auzea cum sună vocea lui. Era la fel de mulțumit ca o gorilă care își vede fața în oglindă. Ea se tot uita spre mine. Trebuia să ne punem pe treabă. Am început să fac pe supăratul. Mai dă-o, dracu! Crezi că n-avem nimic altceva de făcut decât să te ascultăm pe tine țipând doar ca să te auzi toată noaptea? Haide, urcă mașină să-i dăm drumul. Se face târziu, Nick. Bine, bine. A urcat, dar și-a scos capul pe geam și a mai strigat odată. Mi-am încordat picioarele și, cât el încă își mai ținea bărbia pe marginea geamului, l-am lovit cu cheia franceză. Ea a trosnit capul și l-am simțit cum crapă. S-a încovoiat și apoi s-a ghemuit pe banchetă ca o pisică pe canapea. Parcă a durat o veșnicie până n-a mai mișcat. Apoi Cora a scos un sunet ciudat, care s-a terminat cu un geamăt, pentru că tocmai ce se întorsese ecoul vocii lui. Nota înaltă, la fel ca a lui, care s-a amplificat, s-a oprit și a așteptat. Capitolul 8. N-am zis niciunul nimic. Știa ce trebuia să facă. A venit în spate și eu m-am dus în față. M-am uitat la cheie, în lumina de la bord. Avea câteva picături de sânge pe ea. Am desfăcut o sticlă cu vin și l-am vărsat pe ea până când sângele a dispărut. Am turnat în așa fel încât vinul să curgă și pe el. Apoi am șters cheia cu o bucată uscată din hainele lui și i-am dat-o ei. A pus-o sub scaun. Am mai turnat niște vin peste capătul de haină cu care ștersesem cheia franceză. Am spart sticla de ușă și am pus-o peste el. Apoi am pornit mașina. Sticla a bolborosit puțin printr-o crăpătură prin care mai curgea vin. N-am mers mult și am schimbat într-a doua. Nu puteam să o răstorn în hăul de 150 de metri din locul în care eram. Trebuia să coborâm după ea și oricum, dacă s-ar fi prăbușit de la înălțimea aia, noi cum am mai fi supraviețuit? Am condus încet în viteza a doua până am ajuns într-un loc în care râpa se îngusta și mai erau doar 15 metri până jos. Când am ajuns acolo, am condus pe peste margine, am pus piciorul pe frână și am ținut-o din accelerația de mână. De îndată ce roata din față a trecut peste margine, am apăsat cu putere pedala de frână. S-a înnecat, asta și voiam. Mașina trebuia să fie în viteză, cu contactul pus, iar motorul, chiar dacă murise, avea să ne ajute cu ce mai aveam de făcut. Am ieșit, am călcat direct pe șosea, nu pe margine, ca să nu lăsăm urme. Mi-a dat o piatră și o scândură. Am pus piatra sub osia din spate a mașinii. Se potrivea pentru că alesesem una numai bună. Apoi am băgat scândura între piatră și osie. M-am lăsat peste ea. Mașina s-a înclinat, dar încă se ținea pe poziție. M-am lăsat din nou. S-a mai înclinat puțin. Am început să transpir. Cum stăteam noi aici cu un mort în mașină, ce ne făceam dacă nu puteam să o răsturnăm? M-am lăsat din nou și de data asta ea era lângă mine. Ne-am lăsat amândoi și din nou. Apoi, dintr-o dată, cum stăteam noi acolo întinși pe drum, mașina a început să se răstoarne în râpă cu un zgomot atât de puternic că l-ai fi auzit de la un kilometru jumate. S-a oprit, farurile erau încă aprinse, dar luase foc. Ăsta era marele pericol. Cu contactul pus, dacă mașina a ars, noi de ce n-aveam arsuri? Am luat piatra și am aruncat-o în hău. Am luat scândura, am alergat puțin mai încolo și apoi am aruncat-o chiar pe drum. Nu era nicio problemă, tot drumul era plin de bucăți de lemn care cădeau din camioane și dacă se rupeau din cauza mașinilor care treceau peste ele și cu asta era la fel. O lăsasem afară toată ziua, avea urme de cauciuc pe ea și marginile erau făcute praf. Am fugit înapoi, am luat-o în brațe și am coborât amândoi în râpă. Am făcut asta gândindu-mă la urme. Nu-mi băteam capul cu urmele mele. M-am gândit că în curând o să apară pe aici o grămadă de oameni, dar tocurile alea ascuțite ale ei trebuiau să vină din direcția corectă în caz că s-ar fi deranjat cineva să cerceteze.
Am lăsat-o jos, mașina atârna acolo pe două roți, cam la jumătatea prăpastiei. El era tot înăuntru, dar între timp ajunsese pe podea. Sticla de vin rămăsese prinsă între el și scaun și când ne-am uitat noi, a mai bolborosit puțin. Plafonul era distrus și ambele bare erau îndoite. Am încercat ușile. Asta era important pentru că trebuia să intru acolo și să stau printre cioburi până când urca ea și aducea ajutoare. S-au deschis cum trebuia. Am început să-i trag de cămașă, să-i rup nasturii așa încât să arate ca naiba. Se uita la mine și ochii ei nu mai erau albaștri, ci negri. Îi simțeam respirația agitată. Apoi s-a oprit și a venit foarte aproape de mine. Rupe-mă! Rupe-mă! Am rupt-o, mi-am băgat mâna sub bluza ei și am tras. S-a desfăcut toată de la gât până la buric. Asta s-a întâmplat când ieșai. S-a prins în mânerul de la portieră. Vocea îmi suna ciudat, de parcă ieșea dintr-un fonograf. Iar asta nu știi cum s-a întâmplat. S-a dat în spate și am lovit-o cât am putut de tare în ochi. A căzut, era chiar acolo la picioarele mele. Îi străluceau ochii, iar sânii strânși în sutien îi tremurau, îndreptați spre mine. Era acolo și respirația îmi urla, de parcă era un animal. Și limba mi se umflase în gură, zvâcnind din cauza sângelui care o umplea. Da, da, Frank, da. Următorul lucru pe care mi-l amintesc era că eram jos lângă ea și ne uitam unul în ochii celuilalt, strângându-ne în brațe și căznindu-ne să ne apropiem cât mai mult. Și iadul, dacă s-ar fi deschis, atunci să mă înghită și tot n-ar fi contat. Trebuia să o am, chiar dacă m-ar fi spânzurat pentru asta. Am avut-o. Capitolul 9. Am rămas întinși acolo câteva minute, ca drogați. Era atâta liniște că nu se auzea decât bolborositul sticlei de vin din mașină. Acum ce facem, Frank? E un drum greu înainte, Cora. De acum încolo trebuie să avem grijă. Ești sigură că vrei să mergi înainte cu asta? După tot ce s-a întâmplat, pot trece prin orice. O să te ia în vizor, polițiștii ăia, o să încerce să te doboare. Ești pregătită pentru ei? Cred că da. S-ar putea să încerce să te acuze de ceva. Nu cred că pot cu martorii pe care îi avem, dar poate le iese. Poate te acuză de ucidere din culpă și stai un an la închisoare. Atât de rău poate să fie. Crezi că s-o poți suporta? Și o să mă aștepți când ies? O să fiu acolo. Atunci o să pot. Nu mă lua în seamă, sunt beată. Au teste care o să demonstreze asta. O să spun numai prostii. Asta ca să-i bag în ceață și... Atunci când o să mă trezesc și o să le spun varianta mea, o să mă creadă. O să țin minte, iar tu ești destul de supărată pe mine pentru că-s beat, pentru că din cauza mea s-a întâmplat totul. Da, știu. Atunci suntem gata, Frank. Da? Un singur lucru, trebuie să ne iubim. Dacă ne iubim unul pe celălalt, atunci nimic nu contează. Păi și așa e. O să o spun eu prima. Te iubesc, Frank. Te iubesc, Cora. Sărută-mă. Am sărutat-o și am ținut-o în brațe și apoi am văzut o lumină sclipind pe dealul de pe cealaltă parte a râpei. Acum du-te spre șosea, trebuie să ducem treaba la sfârșit. O să o duc la capăt. Doar cere ajutor, încă nu știi că e mort. Știu. Ai căzut și apoi ai ieșit din prăpastie, de asta ai nisip pe haine. Da, rămas bun, rămas bun. A început să urce spre drum, iar eu m-am aruncat spre mașină. Dar mi-am dat seama brusc că nu aveam pălăria. Trebuia să fiu în mașină și pălăria trebuia să fie cu mine. Am început să o caut prin întuneric. Mașina se apropia din ce în ce mai mult. Era la doar 2-3 curbe distanță și eu tot nu-mi găsisem pălăria și nici nu aveam vreun semn pe mine. Am renunțat și am pornit spre mașină. Apoi am căzut, călcasem pe ea. Am luat-o și am sărit înăuntru. De cum am ajuns pe podea, din cauza greutății, mașina s-a întors peste mine. Ăsta e ultimul lucru pe care mi-l mai amintesc. M-am trezit întins pe pământ, iar în jurul meu se auzeau strigăte și mulți oameni vorbind. Brațul stâng mă durea atât de tare încât urlam de durere de fiecare dată când îl ridicam. La fel și spatele. Capul îmi vâjea insuportabil. În rest nu mai simțeam nimic. Dar când simțeam, pământul îmi fugea de sub picioare și tot ce băusem îmi venea înapoi. Eram și nu eram acolo, dar am avut suficientă minte cât să mă rostogolesc în nisip și să dau din picioare. Aveam și eu nisip pe haine și trebuia să existe un motiv pentru asta. Apoi am auzit un țiuit în urechi și eram într-o ambulanță. La picioarele mele era un polițist și un doctor îmi îngrijea brațul. Am leșinat din nou imediat ce l-am văzut. Brațul era plin de sânge și între încheietură și cot se îndoise ca o rămurică ruptă. Când mi-am revenit din nou, doctorul încă se mai ocupa de mâna mea și am început să mă gândesc la spate. Am dat din picior și m-am uitat să văd dacă paralizasem. S-a mișcat. Țiuitul mă tot trezea. Am întors capul și l-am văzut pe grec. Era pe cealaltă targă. Hei, Nick! Nimeni n-a zis nimic. M-am uitat în jur și n-am văzut nici urmă de Cora. După o vreme s-a oprit și l-au ridicat pe grec.
I-am așteptat să mă ia și pe mine, dar n-au făcut-o. Atunci am știut că e chiar mort și că de data asta nu mai trebuia să le torn povești încălcite cum era cu pisica. Dacă ne-ar fi scos pe amândoi, însemna că eram la spital, dar când l-au scos doar pe el, mi-am dat seama că eram la morgă. Am continuat drumul și când ne-am oprit, m-au scos și pe mine. M-au cărat înăuntru, m-au pus cu tot cu targă pe o masă cu rotile și m-au dus într-o cameră albă. S-au apucat să-mi fixeze brațul. Au adus un aparat pentru anestezie și au început să se certe. Venise deja un doctor care spunea că e medicul închisorii și celor din spital nu le prea convenea treaba asta. Știam despre ce era vorba. Erau testele alea pentru alcoolemie. Dacă îmi făceau întâi anestezia, dădeam peste cap proba alcoolscopului. Iar asta era cea mai importantă. Medicul închisorii a continuat procedura și m-a pus să suflu printr-un tub de sticlă într-o chestie care semăna cu apa, dar s-a îngălbenit când am suflat. Apoi mi-a luat sânge și alte câteva probe pe care le-a turnat în sticluțe printr-o pâlnie. Abia după aceea m-au anesteziat. Când am început să revin, eram în pat într-un salon și aveam capul acoperit de bandaje, la fel ca și mâna. Tot spatele mi era strâns în leucoplast, așa că abia mai puteam mișca. Era un polițist acolo, citea ziarul de dimineață. Mă durea capul ca dracu, spatele la fel, iar mâna îmi zvâcnea de durere. După o vreme a venit o asistentă, mi-a dat o pastilă și am adormit. M-am trezit cam în jurul prânzului și mi-au dat ceva de mâncare. Apoi au mai venit doi polițiști și m-au pus din nou pe o targă, m-au dus jos și m-au băgat în altă ambulanță. Unde mergem? La anchetă. Anchetă? Asta se face când moare cineva, nu? Exact. Mă temeam că s-au dus. Doar unul. Care? Babacul. Aha, femeia e grav rănită? Nu prea grav. Treaba nu arată prea bine pentru mine, nu-i așa? Ai grijă, amice. Pentru noi e regulă dacă vrei să vorbești, dar tot ce spui s-ar putea să ți se întoarcă împotrivă când ajungi la tribunal. Asta așa e. Mulțam. Am oprit în fața unei firme de pompe funebre din Hollywood și m-au băgat acolo. Cora era acolo destul de distrusă. O polițistă îi împrumutase o bluză și stătea umflată în jurul burții, de ziceai că e plină cu fân. Costumul și pantofii îi erau plini de praf, iar ochiul în care o lovisem i se umflase. Polițista stătea lângă ea. Medicul legist era în spatele unei mese, împreună cu un fel de secretar. De cealaltă parte, șase tipi nu prea bine dispuși și polițiștii care îi păzeau. Ei erau jurații. Mai erau și alți oameni pe care polițiștii îi împingeau spre locurile lor. Antreprenorul de la pompele funebre se strecura printre toți și, din când în când, mai împingea cuiva câte un scaun. A adus două și pentru Cora și polițistă. Într-o parte era ceva sub un cearșaf. Imediat ce m-au așezat unde voiau pe o masă, legistul a făcut un semn cu creionul și au început. Primul lucru era identificarea medico-legală. Ea a început să plângă când au ridicat cearșaful și nici mie nu mi-a plăcut prea mult. După ce s-a uitat ea și m-am uitat și eu și s-au uitat și jurații, au tras cearșaful la loc. Îl cunoașteți pe acest bărbat? A fost soțul meu. Numele lui Nick Papadakis. Apoi au venit martorii. Sergentul a povestit cum a primit apelul și s-a dus acolo cu încă doi ofițeri după ce a sunat la ambulanță, cum a trimis-o pe Cora într-o mașină pe care a rechiziționat-o, iar pe mine și pe Grec cu ambulanța, cum Grecul a murit pe drum și a fost lăsat la morgă. Următorul, un tip pe nume Wright, a povestit cum el tocmai lua curba când a auzit o femeie țipând, a auzit o bubuitură, apoi a văzut mașina rostogolindu-se în râpă cu farurile încă aprinse. A văzut-o pe Cora pe drum, făcându-i semn să o ajute, a coborât cu ea până la mașină și a încercat să ne scoată pe mine și pe Grec. N-a reușit pentru că mașina era peste noi și l-a trimis pe frate său care era cu el în mașină după ajutor. După o vreme au mai apărut și alți oameni, apoi au venit polițiștii, iar când au preluat ei operațiunea, au ridicat mașina de pe noi și ne-au băgat în ambulanță. Fratele lui Wright a spus și el același lucru, doar că el fusese să-i aducă pe polițiști. Medicul închisorii a spus că eu eram beat, că examinarea stomacului Grecului a arătat că și el era beat, dar Cora nu era. Apoi a spus, din cauza cărui os rupt a murit Grecul. După asta, legistul s-a întors spre mine și m-a întrebat dacă vreau să depun mărturie. Da, domnule, cred că da. Te avertizez că orice declarație ai să faci va putea fi folosită împotriva ta și că nu ai nicio obligație să depui mărturie decât dacă dorești. N-am nimic de ascuns, atunci e în regulă. Ce știi despre toate acestea? Tot ce știu e că mergeam fără probleme. Apoi am simțit că mașina fuge de sub mine, ceva m-a lovit și asta e tot ce mi-amintesc până m-am trezit la spital. Tu mergeai fără probleme? Da, domnule. Vrei să spui că tu conduceai mașina? Da, domnule, eu conduceam. Asta era doar o poveste tâmpită pe care ulterior aveam să o retrag, când urma să ajungem într-un punct în care
chiar avea să însemne ceva. Ancheta de acum nu însemna nimic. M-am gândit că dacă spun o poveste aiurea la început și apoi mă răzgândesc și spun o altă poveste, a doua o să pară cea adevărată, pe când, dacă aș fi avut o poveste potrivită chiar de la început, asta ar fi părut exact așa, potrivită. De data asta făceam altfel decât prima oară. Voiam să fac impresie proastă încă de la început, dar dacă nu conduceam mașina, n-avea nicio importanță ce impresie proastă făceam. N-aveau ce să-mi facă. Mă temeam de toată treaba aia cu crima perfectă pe care o încercasem ultima dată. Dacă o singură chestie nu se potrivea, eram terminați, dar acum, dacă făceam impresie proastă, destule puteau să nu meargă și, mai rău, n-aș fi avut cum să pic. Cu cât păream mai rău, din cauza băuturii, cu atât mai puțin ar fi părut o crimă toată treaba. Polițiștii s-au uitat unul la celălalt, iar legistul m-a privit de parcă aș fi fost nebun. Auziseră deja totul despre cum fusesem scos de sub mașină, de pe bancheta din spate. Ești sigur de asta? De faptul că erai la volan? Absolut sigur. Băusei ceva? Nu, domnule. Ai aflat rezultatele testelor pe care ți le-au făcut? Nu știu nimic despre teste. Tot ce știu e că n-am băut nimic. S-a întors spre Cora și i-a zis că ar trebui să spună tot ce poate. Cine conducea mașina? Eu. Unde era domnul acesta? Pe bancheta din spate. Băuse? S-a uitat cumva într-o parte, a înghițit în sec și a lăcrimat puțin. Trebuie să răspund la asta? Nu trebuie să răspundeți la nicio întrebare, dacă nu doriți. Nu vreau să răspund. Foarte bine atunci. Spuneți-ne cu cuvintele dumneavoastră ce s-a întâmplat. Conduceam. Era un drum lung în pantă și motorul s-a încălzit. Soțul meu a zis că ar fi bine să opresc și să-l lase să răcească. Ce temperatură avea? Peste 90. Continuați. Când am început să coborâm, am oprit motorul, iar când am ajuns jos, era încă încins. Așa că am oprit. Am stat acolo vreo 10 minute, apoi am oprit din nou. Nu știu ce s-a întâmplat. Am accelerat, dar n-aveam destulă putere. Apoi am schimbat repede în viteza a doua. Ei tot vorbeau în spate sau poate s-a întâmplat pentru că am schimbat viteza prea repede. Oricum am simțit cum o parte a mașinii începe să alunece. Am strigat la ei să sară, dar era prea târziu. Am simțit mașina răsturnându-se și următorul lucru pe care mi-l amintesc e că încercam să ies, apoi am ieșit și ajunsesem deja pe șosea. Legistul s-a întors din nou spre mine. Ce încerci să faci? Să o protejezi pe femeia asta? Nu mi se pare că ea mă protejează în vreun fel. Jurații au ieșit, apoi s-au întors și au dat verdictul. Nick Papadakis murise ca urmare a unui accident de mașină pe drumul Malibu Lake, cauzat în parte de un comportament criminal atât din partea mea cât și a Corei, și au recomandat să fim reținuți pentru proces. În seara aceea mai era un polițist cu mine în spital, iar de dimineață mi-a zis că domnul Sackett o să vină să mă vadă și că ar fi bine să mă pregătesc. Abia puteam să mă mișc, dar l-au pus pe frizerul spitalului să mă radă și să mă facă să arăt pe cât de prezentabil se putea. Știam cine era Sackett. Era procurorul statului. A venit pe la 10 și jumătate. Polițistul a ieșit afară și am rămas doar noi doi. Era un tip impunător, cu chelie și o atitudine degajată. Bine, bine, bine. Cum te simți? Mă simt bine, domn judecător. Puțin zdruncinat, dar o să fiu în regulă. Cum zicea și băiatul care a căzut din avion. Drumul a fost minunat, dar ne-am troznit cam tare. Exact, bun. Chambers, nu trebuie să vorbești cu mine dacă nu vrei, dar am venit aici pe de o parte să văd cum arăți și pe de altă parte pentru că știu din experiență că o discuție sinceră ne scutește pe viitor de multă bătaie de cap și câteodată pregătește felul în care va decurge tot procesul, cu o pledoarie cum trebuie și după aia, cum zicea un băiat, ne înțelegem noi. Cu siguranță, domn judecător. Ce vreți să știți? Am zis asta pe un ton destul de prefăcut în timp ce el stătea și se uita la mine. Să începem cu începutul. Despre călătoria asta? Exact, vreau să-mi povestești tot. S-a ridicat și a început să se plimbe prin cameră. Ușa era chiar în dreapta mea, așa că am tras de ea și am deschis-o. Polițistul era pe la jumătatea holului, glumind cu o asistentă. Sackett a început să râdă zgomotos. Nu, fără dictafon de data asta, oricum nu le folosesc decât în filme. Fața mi era toată doar un rânjet prostesc. Îl adusesem exact unde voiam. Încercam o schemă tâmpită și el fusese mai rapid decât mine. Bine, domn judecător. A fost cam prostesc din partea mea. În regulă, o să încep cu începutul și o să-ți spun tot. Chiar că sunt prins la înghesuială și, dacă mint, nu mă ajută cu nimic. Asta e atitudinea corectă, Chambers. I-am spus cum plecasem de la grec și cum într-o bună zi ne-am întâlnit întâmplător pe stradă, cum el voia să mă întorc și a zis să merg cu ei la Santa Barbara să discutăm despre asta. I-am spus cum am băut vinul și cum am pornit cu mine la volan. Atunci m-a oprit. Deci tu conduceai mașina, domn judecător. Cum ar fi ca tu să-mi spui mie asta?
Ce vrei să spui, Chambers? Vreau să spun că am auzit și eu ce a declarat ea la anchetă. Am auzit ce au spus polițiștii. Știu unde m-au găsit, așa că știu cine conducea de fapt. Ea conducea. Dar dacă e să-ți zic lucrurile cum mi le amintesc, trebuie să spun că eu eram la volan. Nu l-am mințit pe legist. Încă mi se pare că eu conduceam. Ai mințit când ai zis că nu erai beat? Așa e, eram plin de băutură, eter și pastilele primite la spital și așa e, am mințit. Dar acum mi-am revenit și am destulă minte încât să-mi dau seama că doar adevărul mă poate scoate din treaba asta. Sigur că eram beat, eram praf și singurul lucru la care mă gândeam era să nu-i las să-și dea seama că sunt beat pentru că eu conduceam și dacă mersesem beat, eram terminat. Asta îi spune unui jurist, aș fi obligat, domnule judecător, dar ceea ce nu înțeleg este cum a ajuns ea la volan. La început eram eu, asta o știu, chiar mi-amintesc de un tip care stătea acolo și râdea de mine. Și atunci cum se face că ea conducea când ne-am răsturnat? Tu ai condus cam 30 de centimetri, vrei să spui 3 kilometri, vreau să spun 30 de centimetri, apoi ea te-a dat jos de la volan. Mai să fie, chiar că eram praf. Ei bine, e o treabă pe care juriul ar putea să o creadă. Are aerul ăla de aiureală care în general merge lângă adevăr. Da, s-ar putea să o creadă. Stătea acolo privindu-și unghiile și eu mă abțineam cu greu să nu rânjesc. M-am bucurat când a început să-mi pună și alte întrebări pentru că puteam să mă gândesc și la altceva în afară de cât de ușor fusese să-l păcălesc. Când ai lucrat pentru Nick Papadakis, Chambers? Iarna trecută. Cât timp ai lucrat pentru el? Până acum o lună, poate 6 săptămâni. Deci ai lucrat pentru el 6 luni. Cam așa. Ce ai făcut înainte de asta? Oh, am hoinărit. Făceai autostopul? Trenuri de marfă? Mâncai pe unde apucai? Da, domnule. A deschis servieta, a pus un teanc de hârtii pe masă și a început să se uite prin ele. Ai fost vreodată în Frisco? Acolo m-am născut. Kansas, New York, New Orleans, Chicago? Le-am văzut pe toate. Ai fost vreodată la închisoare? Am fost, domn judecător. Când umbli peste tot, din când în când ajungi să ai probleme cu polițiștii? Da, domnule, am fost la închisoare. Ai fost vreodată la închisoare în Tucson? Da, domnule, cred că am stat 10 zile acolo pentru încălcarea proprietății căilor ferate. Salt Lake, San Diego, Wichita. Da, domnule, am fost în toate. Oakland. Am făcut 3 luni acolo. M-am bătut cu un inspector feroviar. L-ai bătut destul de rău, nu? Păi, cum se zice, era destul de bătut, dar ar trebui să-l vedeți și pe celălalt tip. Și eu eram destul de lovit, domnule. Los Angeles, o singură dată, numai pentru 3 zile. Chambers, până la urmă, cum ai ajuns să lucrezi pentru Papadakis? A fost oarecum o întâmplare. Eram lefter și el avea nevoie de ceva. Am intrat acolo să mănânc ceva, el mi-a oferit o slujbă și am acceptat-o. Și asta nu ți se pare ciudat? Nu înțeleg ce vreți să spuneți, domn judecător. După ani de zile de vagabondaj, fără să ai o slujbă sau din câte îmi dau seama să încerci să ai una, te-ai stabilizat, dintr-o dată te-ai dus la muncă și ai reușit să te ții de treabă. Prea mult nu mi-a plăcut, asta trebuie să recunosc, dar ai rămas. Nick era unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am cunoscut. După un timp am încercat să-i spun că mă săturasem, dar n-am avut inima să o fac, mai ales cu toate problemele pe care le avusese cu angajații. Apoi a avut accidentul și când nu era acolo am întins-o, pur și simplu am tăiat-o. Sunt un hoinar, domn judecător. Când picioarele îmi zic să plec, trebuie să le ascult, pur și simplu am plecat în liniște. Și apoi la o zi după ce te-ai întors, a murit. Acum mă faci să mă simt cam prost, domn judecător. Poate că juraților o să le spun altceva, dar ție acum îți spun că mi se pare că toate astea s-au întâmplat numai din vina mea. Dacă nu eram acolo și nu-l îndemnam să bem în după amiaza aia, poate că acum ar fi fost aici. Să fim înțeleși, poate că asta nu are nimic de a face cu restul. Eram praf și nu știu ce s-a întâmplat. Pe de altă parte, dacă nu avea doi bețivi pe bancheta din spate, poate și ea ar fi condus mai bine, nu? Cel puțin așa mă gândesc eu. M-am uitat la el să văd cum reacționează. Nici măcar nu se uita la mine. Dintr-o dată a sărit în picioare, a venit lângă pat și m-a luat de umăr. Recunoaște, Chambers. De ce ai rămas cu Papadakis 6 luni? Domn judecător, nu vă înțeleg. Ba înțelegi. Am văzut-o, Chambers, și cred că știu de ce ai făcut-o. A fost la mine la birou ieri. Avea un ochi vânăt și era destul de zdruncinată, dar chiar și cu ochiul ăla vânăt arăta destul de bine. Pentru așa ceva, o grămadă de bărbați s-ar lăsa de hoinăreală, indiferent de ce le ziceau picioarele. Și totuși am plecat. Nu, domn judecător, n-ai dreptate. Dar n-ai fost plecat prea mult, sună prea bine, Chambers. Avem un accident de mașină care ieri era un caz clar de ucidere din culpă, din care astăzi nu a mai rămas nimic. Oriunde mă duc, dau peste un martor care îmi spune ceva și când pun la un loc tot ce aud, nu prea mai am un caz.
Haide, Chambers, tu și femeia aia l-ați omorât pe Greg și cu cât recunoști mai repede, cu atât o să fie mai bine pentru tine. Nu mai venea deloc să rânjesc, trebuie să recunosc. Simțeam cum amorțesc buzele și am încercat să vorbesc, dar n-am reușit să scot niciun sunet. Deci n-ai nimic de spus? Mă acuzi? Mă acuzi de ceva destul de rău. N-am ce să spun, domn judecător. Erai destul de vorbăreț acum câteva minute când încercai să mă convingi că doar adevărul o să te scoată din asta. Acum de ce nu mai poți să vorbești? Mai cam băgat în ceață. Bine, să le luăm pe rând ca să nu te mai pierzi. În primul rând te-ai culcat cu femeia aia, nu-i așa? Nici de cum. Dar în săptămâna aia în care Papadakis a fost în spital, atunci unde ai dormit? În camera mea. Și ea a dormit în camera ei. Haide, omule, îți spun că am văzut-o. Eu m-aș fi dus peste ea, chiar dacă trebuia să dărâm ușa și apoi să fiu spânzurat pentru viol. Și la fel ai fi făcut și tu. La fel ai făcut tu. Nici măcar nu m-am gândit la asta. Și cu toate drumurile alea la piața Hustleman din Glendale, cum e? Ce făceați când vă întorceați? Chiar Nick mi-a spus să mă duc cu ea. Nu te-am întrebat cine ți-a spus să te duci. Te-am întrebat ce ai făcut. Eram atât de amețit că trebuia să rezolv repede cu treaba asta. M-am gândit că singurul lucru pe care îl puteam face era să mă înfurii. În regulă, să zicem că o făceam asta. Nu o făceam, dar să zicem că o făceam și pe asta. Păi dacă totul era atât de ușor, de ce l-am fi omorât? Ce dracu, domn judecător? Aud despre o grămadă de tipi care ar ucide pentru că nu primeau ceea ce zici tu că eu deja aveam, dar n-am auzit niciodată despre unul care ar omorâ pentru asta când deja o avea. Nu? Atunci o să spun pentru ce l-ai fi omorât, pentru o bucată de teren, pentru început, pe care Papadakis plătise $14,000, bani peșini până la ultimul cent, și apoi pentru celălalt mic cadou de Crăciun pe care tu și ea v-ați gândit că o să-l primiți și o să vă bucurați de el, de n-o să mai puteți. Prostia aia de asigurare în caz de accident de $10,000 pe care și-o făcuse Papadakis. Încă îi mai vedeam fața, dar restul imaginii începea să se întunece și mă străduiam să nu cad din pat. În clipa următoare îmi ținea un pahar de apă la gură. Bea puțin, o să te simți mai bine. Am băut, trebuia să o fac. Chambers, cred că asta e ultima crimă în care o să fii implicat pentru mult timp. Dar dacă mai ai de gând să încerci vreodată pentru numele lui Dumnezeu, nu mai implica și companiile de asigurări. O să plătească de 5 ori mai mult decât investește districtul Los Angeles în cazul meu. Au detectiv de 5 ori mai bun decât aș putea eu să angajez. Își cunosc foarte bine treaba și în momentul ăsta vin după tine. Pentru ei e vorba de bani. Aici și tu și ea ați făcut marea greșeală. Domn judecător, să mă trăznească Dumnezeu, până acum câteva minute nu știam nimic despre vreo poliță de asigurare. Te-ai făcut alb ca cearșaful. În locul meu n-ați fi pățit același lucru? Păi de ce vrei să mă iei pe mine de partea ta încă de la început? Ce-ai zice să recunoști totul, să pledezi vinovat și o să fac tot ce pot pentru tine la tribunal? O să cer clemență pentru amândoi. Nu prea cred. Și cum rămâne cu tot ce-mi ziceai până acum despre adevăr și cum o să recunoști totul în fața juriului și toate astea? Crezi că acum o să scap cu minciuna? Crezi că o să permit asta? Nu știu ce o să permiți tu. Ducă-se dracului. Tu susții povestea ta, eu o susțin pe a mea. N-am făcut-o și asta o susțin. Ai înțeles? Ducă-se dracului, zici. O faci pe durul cu mine. Bine, fii atent, o să afli exact ce o să audă juriul. În primul rând, te culcai cu ea, nu-i așa? Apoi Papadakis a avut un accident și voi doi v-ați distrat de minune. În același pat, noaptea, ziua la plajă, ținându-vă de mână și între timp uitându-vă unul în ochii celuilalt. Apoi v-a venit o idee minunată. Acum că a avut un accident, hai să-l convingem să-și facă o asigurare și după aia să-l lichidăm. Așa că ai plecat ca să-i dai ei ocazia să-l convingă. Și-a făcut o asigurare, una foarte bună, care acoperea accidentele și problemele de sănătate și tot restul pentru doar $46,72. Apoi gata. Două zile mai târziu, Frank Chambers se întâlnește intenționat din întâmplare cu Nick Papadakis pe stradă și Nick încearcă să-l convingă să lucreze din nou pentru el. Și ce să vezi, el și soția lui plănuiseră deja să plece la Santa Barbara, făcuseră rezervările la hotel și tot ce trebuia. Deci nu era nicio problemă dacă venea și Frank Chambers cu ei, de dragul vremurilor bune. Și te-ai dus, l-ai îmbătat puțin pe Greg și te-ai îmbătat și tu. Ai pus câteva sticle de vin în mașină doar ca să-i întărâți cum trebuie pe polițiști. Apoi a trebuit să mergeți pe drumul Malibu Lake ca să vedeți plaja. Ce idee frumoasă! Era 11 noaptea și ea voia să se uite la niște case în fața cărora se opreau valurile. Doar că n-ați ajuns până acolo, ați oprit și atunci l-ai pricopsit pe Greg cu o sticlă în cap. Frumos lucru să-i pui unui om în cap
Chambers, și cine să știe asta, mai bine decât tine, că doar tot așa l-ai căptușit și pe gaborul ăla feroviar din Auckland. L-ai căptușit și apoi ai pornit motorul și în timp ce ea ieșea pe scara mașinii, tu te-ai aplecat din spate, ai luat volanul și ai dus mașina din accelerația de mână. N-aveai nevoie să accelerezi pentru că erai deja în viteza a doua. Și după ce ea a ieșit pe scara pragului, a luat volanul pentru că era rândul tău să ieși. Doar că tu erai cam beat, nu-i așa? Ai fost prea încet și ea s-a grăbit puțin să ducă mașina peste margine, așa că ea a sărit și tu ai rămas înăuntru. Crezi că un juriu n-o să creadă asta? O să o creadă, pentru că o să dovedesc fiecare cuvânt de la ieșirile pe plajă până la accelerații, iar când o să fac asta, n-o să-ți ofere niciun pic de clemență, băiete. O să fie doar o frânghie și tu o să atârni de ea, iar când o să te dea jos, o să te îngroape lângă ceilalți idioți care n-au făcut la timp târgul, care i-ar fi scutit de un gât rupt. Nu s-a întâmplat nimic din ce spui. Nu din câte știu eu. Ce încerci să-mi spui? Că ea a făcut-o? Încerc să spun că oricine ar fi putut să o facă. Lasă-mă în pace. Nimic din toate astea nu s-au întâmplat. De unde știi? Credeam că erai praf de la băutură. Din câte știu eu, nu s-au întâmplat. Atunci vrei să spui că ea a făcut-o. Nu asta vreau să spun, la dracu. Vreau să spun exact ce spun și asta e tot. Ascultă. Erau 3 oameni în mașina aia. Tu, ea și grecul. Păi, grecul sigur n-a făcut-o. Dacă nici tu nu ești vinovat, atunci mai rămâne doar ea, nu? Cine dracului spune că a făcut-o cineva? Eu spun. Acum ajungem undeva, Chambers. Pentru că poate tu nu ești vinovat, zici că spui adevărul și poate că așa e. Dar dacă tu spui adevărul și n-ai văzut în femeia asta nimic altceva decât soția unui prieten, atunci trebuie să faci ceva în legătură cu asta, nu? Trebuie să semnezi o plângere împotriva ei. Cum adică o plângere? Dacă ea l-a omorât pe grec, a încercat să te omoare și pe tine, nu? Și nu poți să o lași să scape cu una ca asta? Ar putea să pară cam ciudat și sigur ai fi un fraier să o lași să scape bazma curată. Îl omoară pe bărbatul său pentru asigurare și încearcă să te bage și pe tine în pământ. Trebuie să faci ceva în legătură cu asta, nu? S-ar putea dacă într-adevăr a făcut-o, dar nu știu dacă e așa. Dacă îți dovedesc că e, atunci o să trebuiască să semnezi plângerea, nu? Sigur, dacă poți să o dovedești. Bine, o să-ți dovedesc. Când ați oprit, te-ai dat jos din mașină, nu? Nu. Cum? Credeam că erai atât de beat că nu-ți mai amintești nimic. E deja a doua oară când îți amintești ceva. Mă surprinzi. Din câte știu, nu. Dar te-ai dat jos. Ascultă declarația ăstuia. N-am observat multe în privința mașinii, cu excepția faptului că femeia era la volan, iar în spatele ei era un bărbat care râdea când am trecut eu. Și un alt bărbat era lângă mașină și vomita. Deci ți era rău. Și a ieșit afară câteva minute. Între timp, ea l-a pocnit pe Papadakis cu sticla. Când te-ai întors, n-ai observat nimic pentru că erai praf. Papadakis deja leșinase și oricum abia, dacă era ceva de observat, te-ai lăsat pe spate și ai adormit și atunci ea a schimbat a doua, a ținut accelerația de cum a ieșit pe scară, a dat drumul mașinii în prăpastie. Asta nu dovedește nimic. Ba da, martorul Wright spune că mașina încă se răsturna când el a ieșit din curbă, iar femeia era deja pe drum, făcându-i cu mâna pentru ajutor. Poate că a sărit. Dacă a sărit, e ciudat. Că și-a luat și poșeta cu ea, nu-i așa? Chambers, poate o femeie să conducă cu poșeta în mână când sare, mai are timp să o ia? Chambers, n-are cum. E imposibil să sar dintr-o mașină ca asta când se răstoarnă într-o râpă. Nu era în mașină când s-a răsturnat. Asta dovedește totul, nu? Nu știu. Cum adică nu știi? Semnezi plângerea sau nu? Nu. Ascultă, Chambers, n-a fost un accident că mașina s-a răsturnat cu o secundă mai devreme. Erați doar voi doi și dacă nu ieșa ea, ieșai tu. Lasă-mă în pace. Nu știu despre ce vorbești. Băiete, încă e vorba de tine și de ea. Dacă tu nu ai avut nimic de a face cu treaba asta, ar fi bine să semnezi hârtia aia, pentru că dacă nu faci asta, o să știu. Și juriul o să știe. Și judecătorul. Și tipul care o să-ți dea drumul în ștreang. S-a uitat la mine cam un minut, apoi a ieșit afară și s-a întors cu încă un individ. Tipul s-a așezat și a scris o declarație cu un stilou. Sackett mi-a adus-o. Chiar aici, Chambers, am semnat. Aveam mâna atât de transpirată că tipul a trebuit să șteargă hârtia. Capitolul 10. După ce au plecat, s-a întors polițistul și a mormăit ceva despre un joc de blackjack. Am jucat câteva mâini, dar nu mă puteam concentra. I-am zis că mă enervează să fac cărțile cu o singură mână și am renunțat. Blackjack, joc de cărți cunoscut și sub numele de 21.
Te-a cam speriat, nu? Puțin. E dur, chiar e. Îi convinge pe toți. Arată ca un predicator plin de iubire pentru rasa umană, dar are o inimă ca de piatră. Chiar că de piatră. Un singur om din orașul ăsta poate să-l facă. Da? Un tip pe nume Cats. Ai auzit de el? Sigur, am auzit de el. E un prieten de-al meu. E genul de prieten pe care e bine să-l ai. Că veni vorba, tu încă nu ar trebui să ai un avocat. Nu ai fost acuzat și nu poți să ceri unul. Poți să te rețină 48 de ore fără să te lase să vorbești cu cineva. Ei hotărăsc. Dar dacă apare tipul, trebuie să-l lasă să te vadă, înțelegi? Și s-ar putea să apară dacă se întâmplă să vorbesc cu el. Ceea ce înseamnă că ți iei și tu o parte. Înseamnă că e un prieten de-al meu. Dacă nu mi-ar da și mie ceva, nu prea mi-ar mai fi prieten, nu? E un băiat nemaipomenit, e singurul din oraș care poate să se ia la trântă cu Sechet. S-a făcut puștule, cu cât mai repede, cu atât mai bine. A ieșit puțin și când s-a întors, mi-a făcut cu ochiul. Nu după mult timp, ce să vezi, a bătut cineva la ușă și Cats a intrat în cameră. Era un tip mărunțel, pe la vreo 40 de ani, cu fața tăbăcită și o mustață neagră, iar primul lucru pe care l-a făcut a fost să scoată din pachetul de tutun, Bull Durham, și un pachet de foițe maronii și să-și ruleze o țigară. Când a aprins-o, s-a ars jumătate pe margine și a lăsat-o așa. Îi atârna în colțul gurii și nu reușeam să-mi dau seama dacă e aprinsă sau stinsă și dacă el doarme sau e treaz. Pur și simplu stătea acolo cu ochii pe jumătate închiși, cu un picior peste brațul scaunului și pălăria dată pe spate și cam asta era tot. Unul ca mine ar fi putut să zică despre el că nu pare cine știe ce, dar nu era cazul. Poate că adormise, dar chiar și adormit lăsa impresia că știe mai mult decât mulți alții când sunt treji și mi s-a pus un fel de nod în gât. Era ca și cum cineva tocmai venise să mă salveze. Polițistul l-a urmărit cum își rula țigara, de parcă se uita la Codona. Făcând un triplu salt și, deși nu se simțea deloc împăcat, a trebuit să iasă. Notă: Alfredo Codona, artist american de circ de origine italiană, cunoscut ca fiind primul acrobat care a reușit un triplu salt la trapez. După ce a ieșit Cats, mi-a făcut semn să-i spun cum stă treaba. I-am spus despre accident, cum Sechet încerca să susțină că l-am omorât pe grec pentru asigurare și cum m-a făcut să semnez plângerea, care spunea că ea a încercat să mă omoare și pe mine. M-a ascultat și după ce am terminat, a mai rămas acolo un timp fără să zică nimic. Apoi s-a ridicat, chiar că te-a prins la înghesuială. N-ar fi trebuit să semnez. Nu cred că ea a făcut așa ceva, dar m-a tulburat și acum nici nu mai știu ce dracului să fac. Păi oricum, n-ar fi trebuit să semnezi. Domnule Cats, vreți să faceți un lucru pentru mine? Vreți să mergeți la ea și să-i spuneți? O să merg la ea și o să-i spun ce e bine pentru ea să știe. În ceea ce privește restul, mă ocup eu, iar asta chiar înseamnă că mă ocup. Ai înțeles? Da, domnule, am înțeles. O să fiu cu tine cât o să te acuze sau oricum cineva ales de mine o să fie cu tine. Pentru că Sechet are o plângere în numele tău, s-ar putea să nu pot să vă reprezint pe amândoi, dar o să mă ocup de tot. Iar asta, subliniez, înseamnă că orice aș face, mă ocup de treabă. Orice ați face, domnule Cats, ne mai vedem. În seara aia m-au pus din nou pe targă și m-au dus la tribunalul pentru înfățișare. Era o sală de audieri, nu una obișnuită, nu era nicio boxă a juraților, nici pentru martori, nimic din toate astea. Judecătorul stătea la un pupitru înalt, înconjurat de câțiva polițiști și în fața lui era un birou lung, cât toată camera și oricine avea ceva de zis ridica bărbia peste birou și vorbea. Se adunaseră mulți oameni, fotografii mi-au făcut poze în timp ce mă aduceau înăuntru și mi-am dat seama după toată agitația că se întâmplă ceva important. Nu puteam să văd prea multe pentru că eram întins pe targă, dar am reușit să o zăresc pe Cora, pe banca din față, lângă Cats, pe Sechet undeva într-o parte vorbind cu niște tipi cu serviete, câțiva polițiști și martori care fuseseră la anchetă. M-au așezat pe două mese puse una lângă alta în fața biroului și tocmai mă acoperiseră cu pădura când s-a produs ceva agitație din cauza procesului unei chinezoaice și polițistul a început să strige să se facă liniște. Între timp, un tip mai tânăr s-a plecat spre mine și mi-a spus că îl cheamă White și Cats i-a cerut să mă reprezinte. Am dat din cap, dar el tot șoptea că domnul Cats l-a trimis și atunci polițistul s-a supărat și a început să strige și mai tare. Cora Papadakis! S-a ridicat și Cats a condus-o până la birou. Aproape că m-a atins când trecea și mi s-a părut ciudat să-i simt mirosul, același miros care mă făcea să-mi pierd mințile chiar în mijlocul a tot ce se întâmpla. Arăta mai bine decât în ziua precedentă. Avea altă bluză, una care îi venea cum trebuie. Costumul era spălat și călcat, pantofii erau făcuți, iar ochiul îi era negru, dar nu mai era umflat. Ceilalți oameni s-au dus lângă ea și după ce s-au aliniat, polițistul le-a spus să-și ridice mâna dreaptă și a început să mormăie despre adevăr.
adevăr, tot adevărul și numai adevărul. S-a oprit pe la mijloc să vadă dacă am mâna dreaptă ridicată. Nu aveam. Am ridicat-o și a început să mormăie totul de la început. Cu toții am mormăit după el. Judecătorul și-a dat jos ochelarii și a spus Corei că e acuzată pentru moartea lui Nick Papadakis și de atac cu intenție criminală asupra lui Frank Chambers, că poate să declare ce vrea, dar orice o să spună va putea fi folosit împotriva ei, că avea dreptul să fie reprezentată de un avocat, că avea la dispoziție 8 zile să facă o depoziție și că tribunalul îi poate asculta depoziția oricând în această perioadă. A fost un discurs lung și oamenii deja tușau înainte să termine. Apoi a început Sackett și a spus tot ce urma să dovedească. Erau cam aceleași lucruri pe care mi le spusese și mie de dimineață, doar că le făcuse să pară al dracu de solemne. După ce a terminat, a început să-și prezinte martorii. Primul a fost medicul de pe ambulanță, care a spus când și unde a murit grecul. Apoi a venit doctorul închisorii, care făcuse autopsia urmat de secretarul legistului, care a identificat notele luate la anchetă și le-a lăsat magistratului. După asta au mai venit niște tipi, dar nu mai țin minte ce au zis. După ce au terminat tot, singurul lucru pe care reușiseră să-l dovedească era că grecul era mort și cum știam asta deja, n-am mai fost prea atent. Cheți nu i-a pus niciunui vreo întrebare. De fiecare dată când judecătorul se uita la el, făcea semn cu mâna și tipul se dădea la o parte. După ce au stabilit că grecul era suficient de mort, Sackett și-a revenit și a adus în discuție ceva care chiar era important. L-a chemat pe un tip care zicea că reprezintă compania de asigurări și tipul a povestit cum grecul își făcuse o asigurare cu doar 5 zile înainte. A spus ce anume acoperea asigurarea, cum grecul urma să primească $25 pe săptămână timp de 52 de săptămâni dacă se îmbolnăvea sau dacă se rănea ca urmare a unui accident și nu putea să lucreze, cum urma să încaseze $5,000 dacă își pierdea un membru și $10,000 dacă pierdea două. Cum văduva urma să primească $10,000 dacă murea într-un accident și $20,000 dacă accidentul era într-un teren al căilor ferate. Cum a ajuns în punctul ăsta, judecătorul a ridicat mâna. Am toate asigurările de care am nevoie. Toată lumea a râs la gluma judecătorului, chiar și eu am râs. Ați fi surprinși cât de amuzant a sunat. Sackett a mai pus câteva întrebări, apoi judecătorul i-a pasat martorului Cheți. Cheț nu s-a agrăbit și s-a îndreptat spre tip încet, ca și cum și-ar fi cântărit în minte fiecare cuvânt. Sunteți una dintre părți în acest proces. Într-un fel sunt, domnule Cheț. Doriți să evitați plata acestei despăgubiri pe motiv că s-a comis o crimă, corect? Este corect. Chiar credeți că s-a comis o crimă, că această femeie și-a ucis soțul pentru a obține despăgubirea și ori a încercat să-l ucidă pe acest bărbat, ori în mod intenționat l-a pus într-un pericol ce ar fi putut să-i cauzeze moartea, totul făcând parte dintr-un plan pentru a obține despăgubirea? Tipul a zâmbit cumva, s-a gândit preț de un minut, cântărind fiecare cuvânt, ca pentru a-i întoarce complimentul. Răspunzând la această întrebare, domnule Cheț, pot să spun că m-am ocupat de mii de astfel de cazuri, cazuri de fraudă pe care le găsesc pe birou în fiecare zi și cred că am o experiență neobișnuită în acest tip de investigații. Pot să spun că în toți anii în care am lucrat pentru această companie și pentru altele, n-am văzut un caz mai clar. Nu doar cred că s-a comis o crimă, domnule Cheț, practic știu asta. Asta e tot, domnule judecător, pledez vinovat în numele ei pentru ambele acuzații. Nici dacă ar fi aruncat o bombă în sala de judecată, nu s-ar fi produs mai multă agitație. Reporterii s-au repezit afară și fotografii s-au grăbit spre birou să facă poze. Se tot înghesuiau unul în celălalt, iar judecătorul s-a supărat și a început să ceară să se facă liniște. Sackett arăta ca și cum ar fi fost împușcat și de peste tot se auzea un vuiet ca atunci când îți pui o scoică la ureche. Tot încercam să-i văd fața Corei, dar tot ce puteam să văd era colțul gurii. Tresărea într-una de parcă în fiecare secundă cineva o înțepa cu un ac. Înainte să-mi dau seama, băieții cu targa m-au ridicat și s-au luat după tipul tânăr White, care spre ieșirea din sala de judecată au trecut în grabă cu mine prin două săli până într-o încăpere în care erau 3 sau 4 polițiști. White a zis ceva despre Cat și polițiștii au întins-o. M-au pus pe un birou și au plecat și ei. White s-a plimbat puțin pe acolo, apoi s-a deschis ușa și o polițistă a intrat împreună cu Cora. Apoi White și polițista au plecat. Ușa s-a închis și am rămas singuri. Încercam să mă gândesc, să-i spun ceva, dar n-am reușit. Ea se plimba în cerc fără să se uite la mine. Gura încă îi zvâcnea, înghițeam în sec și după o vreme mi-a venit ceva în minte. Ne-au luat de proști, Cora. N-a zis nimic, doar se plimba în cerc. Tipul ăla, Cheț, e doar un ciripitor al polițiștilor. Un polițist mi l-a trimis. Credeam că e cinstit, dar am fost luați de proști. Ah, nu, n-am fost.
Ba da, trebuia să-mi dau seama de cum mi l-a recomandat polițistul, dar nu m-am prins. Credeam că e de treabă. Eu am fost luată de proastă, nu tu. Ba da, m-a prostit și pe mine. Acum îmi dau seama de tot. Înțeleg de ce eu trebuia să conduc mașina. Înțeleg de ce data trecută eu trebuia să fac treaba și nu tu. Ah, da, m-am îndrăgostit de tine pentru că erai deștept, iar acum aflu că ești deștept. Nu ți se pare amuzant? Te îndrăgostești de un tip pentru că e deștept și apoi chiar afli că e. Ce încerci să-mi spui, Cora? Luată de proastă. Chiar că am fost. Tu și avocatul ăla. Ați aranjat treaba cum trebuie. Ați făcut în așa fel încât să pară că am vrut să te omor și pe tine, ca să pară că tu n-ai avut nimic de a face cu asta. Apoi mă faceți pe mine să pledez vinovată la tribunal. În regulă, sunt destul de proastă, dar nu chiar atât de proastă. Asculte, domnule Frank Chambers. După ce o să termin, o să vezi tu cât ești de deștept. Există și cazul ăla în care ești prea deștept. Încercam să vorbesc cu ea, dar fără folos. Când a ajuns până acolo, încât buzele i s-au albit sub ruj, s-a deschis ușa și a intrat Cats. Am încercat să sar de pe targă spre el, dar nu m-am putut mișca. Mă legaseră în așa fel că nu puteam să mă mișc. Ieși afară de aici, turnător nenorocit. Te ocup tu de tot, zic și eu că te-ai ocupat. Dar acum îmi dau seama exact cine ești. M-auzi? Ieși afară de aici. Păi, ce s-a întâmplat, Chambers? Ai fi crezut că e un profesor de școală de duminică adresându-i se unui puști care plângea că îi luase cineva guma de mestecat. Păi, ce s-a întâmplat? Chiar mă ocup, ți-am zis asta. Așa e, dar să te ferească Dumnezeu să pun vreodată mâna pe tine. S-a uitat spre ea ca și cum se întâmpla ceva ce nu înțelege și ea l-ar fi putut ajuta. Ea s-a dus spre el. Omul acesta de aici, omul acesta și cu tine, v-ați coalizat împotriva mea pentru ca eu să plătesc și el să scape. Ei bine, a fost la fel de implicat ca și mine în treaba asta și nu o să scape. O să spun tot și o să o spun chiar acum. S-a uitat la ea și a dat din cap, iar aia a fost cea mai falsă privire pe care am văzut-o vreodată pe fața cuiva. Haide, draga mea, eu n-aș face asta. Dacă mă lăsați pe mine să mă ocup de asta, te-ai ocupat. Acum o să mă ocup și eu. S-a ridicat, a dat din umeri și a ieșit. Abia a plecase când a venit un tip cu gâtul roșu și cu picioarele mari, cu o mașină de scris portabilă pe care a pus-o pe un scaun cu câteva cărți de desubt și s-a așezat cu privirea ațintită asupra ei. Domnul Cheț a zis că vreți să faceți o declarație. Avea o voce pițigăiată și un fel de rânjet pe față când vorbea. Exact, o declarație. A început să vorbească repezit, spunând câte două sau trei cuvinte deodată și pe cât de repede vorbea, pe atât de repede el bătea la mașină. A zis tot. A luat-o cu începutul, cum a cunoscut pe mine. Cum a început relația noastră, cum am mai încercat odată să-l omorâm pe Greg și nu ne-a ieșit. De câteva ori un polițist a băgat capul pe ușă, dar tipul cu mașina de scris i-a făcut semn. Doar câteva minute, sergent. Bine. Când a ajuns la sfârșit, a zis că nu știe nimic despre asigurare, că nu făcusem treaba asta pentru bani, ci doar ca să scăpăm de el. Asta-i tot. Și-a strâns hârtiile și după aceea ea le-a semnat. Vreți să puneți inițialele pe paginile astea? A pus inițialele, el a scos un timbru fiscal, a pus-o să ridice mâna dreaptă, l-a lipit și l-a semnat. Apoi și-a pus hârtiile în buzunar, a închis cutia mașinii de scris și a ieșit. Ea s-a dus la ușă și a chemat polițista. Sunt gata. Polițista a venit și a scos-o afară. Băieții cu targa au venit și m-au scos și pe mine. S-au mișcat repede, dar pe drum au rămas blocați în mulțimea care se uita la ea, stând în fața liftului alături de polițista, așteptând să urce spre închisoare. Era ultimul etaj al tribunalului. Au încercat să-și facă loc printre oameni. Cineva mi-a tras pătura și a târna pe jos. Ea a ridicat-o, m-a învelit și apoi s-a întors repede la lift. Capitolul 11. M-au dus înapoi la spital, dar în locul polițistului care mă supraveghea a venit tipul care transcrisese mărturisirea. S-a așezat pe celălalt pat. Am încercat să dorm și după o vreme am reușit. Am visat-o uitându-se la mine, iar eu încercam să-i spun ceva, dar nu reușeam. Apoi dispărea și eu mă trezeam și aveam sunetul ăla în urechi. Sunetul îngrozitor pe care l-a făcut capul grecului când l-am lovit. După aia adormeam la loc și mă visam căzând. Și iar mă trezeam ținându-mă de gât și cu același sunet în urechi. La un moment dat m-am trezit urlând. Tipul s-a plecat sprijinindu-se într-un cot. Hei, hei, ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic, doar visam. Bine. Nu m-a lăsat singur niciun minut. De dimineață a cerut să-i se aducă un lighean cu apă și a scos briciul din buzunar și s-a ras. Apoi s-a spălat. I-au adus micul dejun și l-a mâncat. N-a zis nimic. Mi-au adus un ziar și acolo, ce să vezi, pe prima pagină era o poză mare cu Cora și una mai micuță cu mine. Întins pe targă. O numiseră ucigașa cu sticla. Articolul relata cum a pledat vinovată la procesul de trimitere în judecată și cum astăzi urma să primească sentința.
știința. Pe una dintre paginile din interior era un articol în care se ajungea la concluzia că acest caz va stabili un record pentru rapiditatea cu care se va da verdictul și un altul despre un predicator care afirma că dacă toate cazurile ar fi soluționate atât de repede, ar avea mai mult efect în prevenirea criminalității decât 100 de legi. M-am uitat prin tot ziarul după ceva legat de mărturisire. Nu era nimic. Pe la 12 a venit un doctor care a început să mă spele pe spate cu alcool, curățând o parte din leucoplast. Trebuia să-l ia bucată cu bucată, dar de cele mai multe ori îl trăgea pur și simplu și durea ca dracu. După ce a curățat o parte din el, mi-am dat seama că pot să mă mișc. Restul l-a lăsat așa și o asistentă mi-a adus hainele. M-am îmbrăcat. Au venit brancardierii și m-au ajutat să merg până la lift și apoi până la ieșirea din spital. Acolo mă aștepta o mașină cu șofer. Tipul care stătuse noaptea cu mine m-a băgat înăuntru și am străbătut vreo două cartiere. Apoi m-a dat jos din mașină și am urcat în biroul dintr-o clădire. Acolo mă aștepta Cheț cu mâna întinsă și un rânjet întins pe toată fața. S-a terminat. Super! Când o spânzură? N-o spânzură. A scăpat. E liberă. Liberă ca pasărea cerului. O să vină și ea în curând. Imediat ce se rezolvă niște treburi. La tribunal. Intră. O să-ți povestesc tot. M-a dus într-un birou privat și a închis ușa. Imediat ce și-a rulat o țigară, a ars-o pe jumătate, apoi și-a dus-o la buze și a început să vorbească. Abia dacă îl recunoșteam, n-aș fi crezut că omul care părea adormit cu o zi înainte putea să fie atât de entuziasmat cum era acum. Chambers, ăsta e cel mai tare caz pe care l-am avut în viața mea. Încep și termin în mai puțin de 24 de ore, dar îți spun, n-am mai avut parte de așa ceva. Și meciul Dempsey-Firpo a ținut mai puțin de două runde, nu-i așa? Nu contează cât durează. Contează ce faci, cât timp ești acolo. Ăsta totuși n-a fost un meci de box. A fost o partidă de poker jucată în patru și în care fiecare jucător primise mâna perfectă. Notă. Meci de box care a avut loc în 14 septembrie 1923 între campionul mondial de categorie grea Jack Dempsey și Luis Angel Firpo, primul pretendent de origine latino-americană la centura de campion. Dempsey și-a păstrat titlul. Am încheiat nota. Ducă-se dracului, mie mi-intră mâini de-astea tot timpul, dar dă-mi un joc ca ăsta, unde fiecare are cărți bune, unde fiecare are cărți cu care poate să câștige dacă le joacă cum trebuie și apoi să mă vezi. O, Chambers, chiar că mi-ai făcut un favor când m-ai chemat să mă implic în cazul ăsta, n-o să mai prind niciodată unul la fel, încă nu mi-ai spus nimic. O să-ți spun, nu-ți face griji, dar nu o să înțelegi și nu o să știi cum am jucat mâna asta dacă nu-ți arăt care erau cărțile. În primul rând, erai tu și era femeia. Amândoi aveați o mână perfectă, pentru că asta a fost o crimă perfectă, Chambers. Poate că nici nu-ți dai seama cât de bună era. Toate treburile alea cu care Sackett a încercat să te sperie despre cum ea nu era în mașină când s-a răsturnat faptul că avea poșeta la ea, toate alea nu însemnau absolut nimic. O mașină se poate balansa înainte să se răstoarne, nu? Iar o femeie poate să-și ia poșeta înainte să sară, nu? Asta nu dovedește nicio crimă, dovedește doar că-i femeie. De unde ai aflat lucrurile astea? Mi le-a spus Sackett. Am luat cina împreună seara trecută și se dădea mare. Era milă de mine, fraierul. Eu și Sackett suntem dușmani, suntem cei mai prietenoși dușmani care au existat vreodată. Și-ar vinde sufletul diavolului ca să mă aibă cu ceva la mână și eu aș face la fel. Chiar am pariat pe treaba asta. Am pariat $100. Mă lua peste picior pentru că avea un caz perfect și putea să-și joace cărțile oricum și apoi să-l lase pe călău să-și facă treaba. Frumoasă treabă, doi tipi pariind $100 pe ce ne-ar putea face călăul mie sau Corei. Voiam totuși să aflu ce s-a întâmplat. Dacă noi aveam mâna perfectă, ce treabă mai aveam cu cărțile lui? Ajung și la asta. Aveați o mână perfectă. Dar Sackett știa că nu există bărbat sau femeie care să joace cu mâna aia. Nu dacă procurorul știe cum să joace cărțile. Știa că tot ce trebuia să facă era să-l întoarcă pe unul împotriva celuilalt și treaba era rezolvată. Asta în prima fază. Mai departe, practic, nici nu mai trebuia să se ocupe de caz. Are o companie de asigurări care face asta pentru el. Nu trebuie să mai ridice un deget. Asta i-a plăcut lui Sackett la caz. Tot ce trebuia să facă era să fie la masă și potul i-ar fi căzut direct în poală. Și atunci ce face? Ia toate lucrurile astea pe care le-au dezgropat cei de la asigurări, te sperie pe tine de moarte cu ele și te convinge să semnezi o plângere împotriva ei. Îți ia cea mai bună carte, faptul că ai fost tu însuți grav rănit și te face să o joci pentru el. Dacă ai fost atât de grav rănit, trebuie să fi fost un accident.
incident și totuși Sackett se folosește de asta ca să te facă să semnezi o plângere împotriva ei. Am fost laș, asta e tot. Lașitatea face și ea parte din crimă și nimeni nu știe asta mai bine decât Sackett. În regulă, te-a prins în corzi, o să te facă să depui mărturie împotriva ei și știe că de cum ai să faci asta, nicio forță de pe pământ nu o să oprească pe ea să te toarne pe tine. Asta e poziția lui în timp ce ia cina cu mine, mă ia de sus, e milă de mine, pariază cu mine pe $100 și în tot timpul ăsta eu stau pe o mână care știu că poate să o bată pe a lui, dacă știu cum să-mi joc cărțile. În regulă, Chambers, te uiți la mâna mea. Ce vezi? Nu prea multe. Păi cum? Nimic, sincer să fiu. La fel a făcut și Sackett, dar fii atent acum. După ce am plecat de la tine ieri, am fost să o văd pe ea și mi-a dat permisiunea să deschid cutia de valoare a lui Papadakis. Am găsit ce mă așteptam să găsesc. În cutie mai erau și alte poliții, așa că m-am dus să-l văd pe agentul care le-a scris și uite ce am aflat. Poliția de asigurare în caz de accident n-avea nimic de a face cu accidentul pe care l-a avut Papadakis acum câteva săptămâni. Agentul mi-a arătat pe calendarul lui că asigurarea pentru mașina lui Papadakis aproape expirase, așa că s-a dus să-l vadă. Cora nu era acolo. Au rezolvat destul de repede cu asigurarea pentru mașină, incendiu, furt, accident, răspundere civilă, treburile obișnuite. Apoi agentul i-a arătat lui Papadakis că are asigurări pentru tot, mai puțin pentru propria persoană, așa că i-a propus o poliță în caz de accident. Papadakis s-a arătat imediat interesat. Poate din cauza celuilalt accident, dar dacă ăsta a fost motivul, agentul nu știa. A semnat pentru tot pachetul, i-a dat agentului cecul și a doua zi polițele i-au fost trimise prin poștă. Trebuie să înțelegi, un agent lucrează pentru mai multe companii și nu toate polițele au fost făcute pentru aceeași companie. Ăsta e lucrul numărul 1 pe care Sackett l-a uitat. Dar ceea ce e important să-ți amintești e că Papadakis nu avea doar noua asigurare, mai avea și polițele vechi și astea mai erau valabile încă o săptămână. În regulă, fii atent la schema asta. Compania Pacific State Accident are $10,000 poliță personală de accident. Guarantee of California are $10,000 pentru noua poliță de răspundere civilă, iar Rocky Mountain Fidelity are $10,000 pe vechea poliță de răspundere civilă. Asta e prima mea carte. El avea de partea lui o companie de asigurări care lucra cu $10,000. Eu aveam două care împreună lucrau cu $20,000 și puteam să le chem oricând voiam, înțelegi? Nu, nu înțeleg, fii atent. Se că ți-a furat ție cartea cea mare, nu-i așa? Ei, eu am furat aceeași carte de la el. Tu ai fost rănit, nu? Ai fost grav rănit. Ei, dacă Sackett o condamnă pe ea pentru crimă și tu îi intentezi un proces pentru rănile căpătate ca urmare a acelei crime, atunci juriul o să-ți dea tot ce ceri. Iar cele două companii de asigurări sunt obligate să-ți dea fiecare cent din polițele alea pentru a satisface această cerință. Acum înțeleg. Frumos, Chambers, frumos. Am găsit cartea asta în manșetă, dar tu n-ai găsit-o. Sackett n-a găsit-o, Pacific State Accident n-a găsit-o pentru că erau prea ocupați să-i facă jocul lui Sackett și erau atât de siguri că el o să câștige că nici nu s-au gândit la asta. A dat de câteva ori ocol camerei, umflându-se în pene de fiecare dată când trecea pe lângă oglinda mică din colț și apoi a continuat. În regulă, asta era cartea, dar tot trebuia să știu cum să joc. Trebuia să acționez repede pentru că Sackett își făcuse deja mișcarea și mărturisirea putea să vină în orice moment. Poate chiar în timpul punerii sub judecată, de îndată ce ea a auzit că ai depus mărturie împotriva ei. Trebuia să mă mișc repede și ce am făcut? Am așteptat până când tipul de la Pacific State Accident a depus mărturie și l-am făcut să declare oficial că el chiar crede că s-a comis o crimă. Asta pentru situația în care ar fi trebuit mai târziu să iau măsuri împotriva lui pentru arestare nelegală. Și apoi, bang, am pledat vinovat în numele ei. Asta a pus capăt ședinței de punere sub acuzare și, cel puțin pentru o noapte, l-a blocat pe Sackett. Apoi am dus-o repede în sala de consiliu. Am cerut o jumătate de oră cu ea înainte să o închidă pentru noapte și te-am trimis pe tine acolo. 5 minute cu tine erau tot ce avea nevoie. Când am ajuns eu acolo, era gata să toarne tot. Apoi l-am trimis pe Kennedy. Detectivul care a fost cu mine noaptea trecută era detectiv pe vremuri, acum nu mai e. Acum e copoiul meu. Ea credea că vorbește cu un detectiv, dar de fapt vorbea cu o marionetă.
dar a funcționat. După ce și-a vărsat năduful, a tăcut tot restul zilei și asta a fost de ajuns. Următorul pe listă erai tu. Ce urma tu să faci era să o întinzi. Nu te acuzaseră de nimic, așa că nu mai erai sub arest, chiar dacă tu credeai că ești. De îndată ce te-ai fi prins de asta, știam că nici leucoplastul, nici durerea de spate, personalul spitalului sau oricine altcineva nu te-ar fi putut ține acolo, așa că după ce s-a terminat cu ea, l-am trimis pe Kennedy să te supravegheze. A urmat o mică întâlnire la miez de noapte cu Pacific State Accident, Guaranty of California și Rocky Mountain Fidelity. După ce le-am prezentat situația, s-au înțeles al naibii de repede. Cum adică s-au înțeles? Mai întâi le citesc legea. Le citesc clauza privind pasagerii, secțiunea 141, punctele 3 și 4 din codul rutier. Acolo spune că dacă pasagerul dintr-o mașină este rănit, nu are dreptul la compensații decât dacă rănile lui au rezultat ca urmare a stării de ebrietate sau reavoinței conducătorului, caz în care le poate primi. Înțelegi? Tu erai pasagerul și eu tocmai pledasem în numele ei vinovată pentru crime și acte de violență. E destul de multă reavoință în amândouă. Două, nu-i așa? Iar ei nu erau siguri, mă înțelegi? Poate chiar a făcut treaba singură. Deci, cele două companii care aveau polițele de răspundere civilă, cele care tocmai urmau să ia una în barbă de la tine, au dat câte $5,000, fiecare pentru a plăti polița celor de la Pacific State Accident, iar Pacific State Accident au fost de acord să facă plata și să-și țină gura, iar toată treaba asta n-a durat mai mult de o jumătate de oră. S-a oprit și a mai rânjit încă o dată. Și apoi ce s-a întâmplat? Încă mă mai gândesc la asta. Încă îi văd mutra lui Sackett când tipul de la Pacific State Accident a depus azi mărturie și a zis că ancheta l-a convins că nu s-a înfăptuit nicio crimă și compania lui urma să plătească polița pentru accident în totalitate. Chambers, să știi cum e sentimentul ăsta? Să lași garda jos, să lași pe tip să intre și apoi să-i dai una în barbă? Nimic pe pământ nu se compară cu asta. Tot nu înțeleg. De ce te punea tipul mărturie din nou? Trebuia să se pronunțe sentința. Când cineva pledează vinovat, curtea vrea de obicei să asculte mărturia cuiva ca să-și dea seama cum stau lucrurile, ca să stabilească sentința. Încă de la început, Sackett era pus pe vărsare de sânge. Voia pedeapsa cu moartea. E foarte însetat de sânge băiatul. Sackett, adică. Asta mă stimulează să lucrez împotriva lui. Chiar crede că dacă îi spânzură, rezolvă ceva. Joci întotdeauna pe bune când joci împotriva lui, așa că îl pune pe omul de la asigurări să depună din nou mărturie, doar că în loc să mai fie fraierul ăla, după mica noastră întâlnire nocturnă, era acum fraierul meu, iar Sackett nu știa asta. A spumegat când a aflat, dar era prea târziu. Dacă o companie de asigurări nu o credea vinovată, un juriu n-ar fi crezut asta niciodată, nu? Nu mai exista nicio șansă să o condamne după asta și atunci l-am ars pe Sackett. M-am ridicat și am ținut un discurs în fața curții. Nu m-am grăbit deloc. Am spus cum clienta mea și-a susținut nevinovăția încă de la început. Am spus cum eu nu am crezut-o. Am spus că știam de dovezile covârșitoare împotriva ei suficiente încât să convingă curtea și credeam că acționez în interesul ei când am decis să pledez vinovat și să o las la mila instanței. Dar Chambers, știi tu cum mi-a ieșit acest dar din gură? Dar, în lumina mărturiei tocmai oferite, nu aveam altceva de făcut decât să retrag recunoașterea vinovăției și să permit cazului să meargă mai departe. Sackett nu avea ce să facă pentru că eram încă în termenul de 8 zile pentru pledoarie. Știa că e terminat. A acceptat vinovăția pentru omor din imprudență, curtea a examinat restul de martori, i-au dat 6 luni cu suspendare și, practic, și-au cerut scuze și pentru asta. Am casat acuzația de acte de violență, asta era cheia întregii probleme și aproape că am uitat de ea. S-a auzit un ciocănit la ușă. Kennedy a adus-o pe Cora. I-a pus lui Katz niște hârtii în față și a plecat. Uite, Chambers, semnează asta, te rog. E o clauză de renunțare la compensații pentru rănile suferite de tine. Asta le iese lor din faptul că tu ești un drăguț. Am semnat. Vrei să te duc acasă, Cora? Cred că da. Numai puțin, numai puțin, copii. Nu vă grăbiți. Mai e doar o nimica toată. Ăia $10,000 pe care îi luați pentru căsăpirea grecului. Ea s-a uitat la mine și eu m-am uitat la ea. El stătea acolo uitându-se la cec. Vedeți voi? N-ar fi o mână perfectă dacă n-ar fi și niște bani pentru mine. Am uitat să vă spun. Ei, nu-i nimic. N-o să fiu nesimțit. De obicei îi iau pe toți, dar de data asta o să iau doar jumătate. Doamnă Papadaki, scrieți un cec de $5,000. Eu scriu unul pentru dumneavoastră și mergem la bancă să rezolvăm cu conturile. Uitați, e un cec în alb.
S-a așezat, a luat siloul și a început să scrie, apoi s-a oprit, ca și cum nu și-ar fi dat seama despre ce e vorba. Dintr-o dată el s-a dus la ea, a luat cecul în alb și l-a rupt. Dă-o dracului, o dată în viață, nu? Uite cum facem, păstrați-i pe toți, nu-mi pasă de alea 10 miare, am 10 miare, asta vreau. Și-a deschis carnețelul, a scos o hârtie și ne-a arătat-o. Era cecul lui Secher pentru $100. Credeți că o să-l încasez? O să-l încasez pe dracu, o să-l pun în ramă, o să atârne chiar aici, deasupra biroului meu. Capitolul 12. Am ieșit de acolo și am luat un taxi pentru că nu mă simțeam deloc bine. Am fost mai întâi la bancă să depunem cecul, apoi ne-am dus la o florărie. Am cumpărat 2 buchete mari și ne-am dus la mormântarea grecului. Părea ciudat că era mort de 2 zile și abia acum îl îngropau. Mormântarea se ținea la o bisericuță grecească și se adunaseră o mulțime de oameni, câțiva dintre ei greci, pe care îi mai văzusem uneori pe la local. Au privit o curăceală când a intrat și i-au dat un loc pe al 3-lea rând din față. Îi vedeam cum se uită la noi și mă întrebam cum o să ne descurcăm dacă mai târziu o să tabere pe noi. Erau prietenii lui, nu ai noștri. Destul de curând însă am văzut un ziar de după amiază trecând din mână în mână cu un titlu mare care o declara nevinovată, iar când l-a văzut un plasor a venit fugind și ne-a mutat în primul rând. Tipul care ținea slujba a început cu câteva aluzii urâte despre cum a murit grecul, dar cineva a urcat, i-a șoptit ceva și a arătat spre ziarul care între timp ajunsese în față și atunci a luat-o de la capăt, fără aluzii urâte. A vorbit despre văduva îndurerată și prieteni și toți au dat din cap că totul e în regulă. Când am ieșit în curtea bisericii, unde se afla cimitirul, 2 oameni au luat-o pe ea de braț și alți 2 m-au ajutat pe mine. Plângeam în hohote când l-au băgat în pământ. Imnurile alea cântate te doboară de fiecare dată. Mai ales când e vorba de un tip de care îți place, așa cum mi-a plăcut mie de grec. Iar la sfârșit au cântat același cântec pe care l-am auzit și pe el cântându-l de 100 de ori și asta m-a terminat. Tot ce am mai fost în stare să fac a fost să pun florile unde trebuiau puse. Taximetristul a găsit un tip care ne putea închiria un Ford pentru $15 pe săptămână și am plecat. Conducea ea. Când am ieșit din oraș, am trecut pe lângă o casă în construcție și tot restul drumului am vorbit doar despre cât de multe case au rămas neterminate, dar cum toată zona, o să fie terminată de îndată ce lucrurile încep să meargă mai bine. Când am ajuns la local, m-a ajutat să cobor din mașină, a parcat și apoi am intrat. Toate erau la fel cum le lăsaserăm. Paharele din care băuserăm vinul erau în chiuvetă. Chitara care rămăsese aiurea pentru că grecul prea beat n-o mai pusese la locul ei. A pus chitara în cutie, a spălat vasele și s-a dus sus. După un minut m-am dus după ea. Era în dormitorul lor, stătea la geam și se uita pe drum. Și acum? N-a zis nimic. Am dat să plec. Nu ți-am zis să pleci. M-am așezat la loc. A trecut multă vreme până și-a revenit. Te-ai întors împotriva mea, Frank. Nu, n-am făcut-o. Mă încolțise Cora. Trebuia să semnez hârtia. Dacă nu o făceam, ar fi descoperit tot. Nu m-am întors împotriva ta. M-am înțeles cu el ca să aflu exact în ce situație sunt. Te-ai întors împotriva mea. Am văzut-o în ochii tăi. Bine, Cora, așa am făcut. Am fost laș, asta-i tot. N-am vrut să o fac, dar m-a pus la pământ. Am cedat, asta-i tot. Știu. M-am simțit ca dracu din cauza asta. Și eu m-am întors împotriva ta. Te-au obligat să o faci, n-ai vrut. Ți-au întins o cursă. Am vrut să o fac. Te-am urât în momentul ăla. Nu-i nimic. Era pentru ceva ce, de fapt, nu făcusem. Acum știi cum au stat lucrurile. Nu, te-am urât pentru ceva ce chiar ai făcut. Eu nu te-am urât niciodată, Cora. M-am urât pe mine. Acum nu te mai urăsc. Îl urăsc pe Secher ăla și pe Cats. De ce n-au putut să ne lase în pace? De ce nu ne-au lăsat să ne luptăm cu asta împreună? Asta nu m-ar fi deranjat. Nu m-ar fi deranjat nici dacă însemna... Știi tu, am fi avut dragostea noastră. Asta-i tot ce am avut vreodată. Dar de cum au început cu răutățile, te-ai întors împotriva mea. Și tu la fel, nu uita asta. Asta e partea îngrozitoare. Eu m-am întors împotriva ta. Ne-am întors unul împotriva celuilalt. Păi, atunci suntem chit, nu? Suntem, dar uite-te acum la noi. Eram pe un munte, atât de sus, Frank. Am avut totul acolo. În noaptea aia nici nu știam că pot simți ce am simțit atunci. Ne-am sărutat și am pecetluit-o ca să rămână acolo pentru totdeauna, indiferent ce s-ar fi întâmplat. Apoi am căzut. Mai întâi tu, apoi eu. Da, suntem chit. Suntem aici, jos, împreună, dar nu mai suntem acolo sus. Frumosul nostru munte s-a dus. Ce dracului vrei să zici? Suntem împreună, nu? Cred că da, dar m-am gândit foarte mult, Frank, noaptea trecută, la mine, la tine, la filme și de ce n-am reușit, la bodegă, la drum și de ce ție îți place.
Suntem doar doi necunoscuți, Frank. Dumnezeu ne-a sărutat pe frunte în noaptea aia. Ne-a dat tot ce doi oameni ar putea să aibă vreodată, iar noi pur și simplu nu eram oamenii care puteau să primească. Am avut toată dragostea aia și ne-am prăbușit sub greutatea ei. Un avion are un motor mare care te duce prin cer spre vârful muntelui. Dar dacă îl pui într-un Ford, îl rupe în bucăți. Asta suntem noi, Frank. Două Forduri. De acolo de sus, Dumnezeu râde de noi. Râde pe dracu. Și noi râdem de el, nu? Ne-a pus în față un semn roșu de stop și noi am trecut pe lângă el. Și apoi ce? Ne-a tras cineva înapoi? Ne-am descurcat al dracului de bine. Am scăpat fără să fim acuzați și am primit și $10,000 pentru treaba asta. Zici că Dumnezeu ne-a sărutat pe frunte? Atunci diavolul s-a băgat în pact cu noi și, crede-mă pe mine, puștoaică, doarme foarte bine aici. Nu vorbi așa, Frank. Am luat cele 10.000 are, sau nu? Nu vreau să mă gândesc la cele 10.000. Sunt mulți bani, dar nu cât să ne cumpărăm muntele. Muntele la naiba, avem muntele și încă 10.000 de bișțari pe care să-i punem grămadă peste el. Dacă vrei să ajungi în vârf, uită-te în jur, de pe grămadă. Nebunule, aș vrea să te vezi urlând cu bandajul ăla pe cap. Ai uitat un lucru. Avem ceva de sărbătorit. Beția asta n-am mai simțit-o niciodată. Nu vorbeam despre genul ăla de beție. Beția e beție. Unde-i băutura pe care o aveam înainte să plecăm? M-am dus la mine în cameră și am luat alcoolul. O sticlă de un litru de bourbon, plină, 3/4. Am coborât, am luat niște Coca-Cola, cuburi de gheață, White Rock, și am urcat înapoi pe scări. Își dăduse jos pălăria și avea părul desfăcut. Am pregătit două băuturi. Aveau ceva apă minerală în ele și un pic de gheață, dar restul era numai din sticlă. Bea ceva, o să te simți mai bine. Asta mi-a spus mie Sackett când mă strângea cu ușa, nenorocitul. Wow, e cam tare. Normal că e, stai. Ai prea multe haine pe tine. Am împins-o în pat, ținea încă paharul în mână și am vărsat puțin. Dă-l dracu, mai avem o grămadă. Am început să-i scot bluza. Rupe-mă, Frank, rupe-mă la fel cum ai făcut-o în noaptea aia. I-am rupt toate hainele, se zvârcolea și se întorcea încet ca să scape de ele. Apoi a închis ochii și s-a întins pe pernă. Părul cârlionțat îi acoperea umerii. Avea ochiul vânăt, iar sânii nu-i mai erau ridicați și îndreptați către mine, ci moi și lăsați ca două baloane ușor desumflate, mari și roz. Arăta ca străbunica tuturor târfelor din lume. În noaptea aia, diavolul a primit exact cât a plătit. Capitolul 13. Am ținut-o așa 6 luni. Am ținut-o așa și era tot timpul la fel. Ne certam și eu începeam să beau. Motivul pentru care ne certam era plecatul. Nu puteam să părăsim statul până nu expira condamnarea cu suspendare. Dar după asta eu ziceam că ar trebui să o întindem. Nu i-am spus, dar voiam să o țin la distanță de Sackett. Mă temeam că dacă se supără pe mine pentru ceva, o să o ia razna și o să toarne din nou, cum făcuse atunci la procesul de acuzare. N-aveam pic de încredere în ea. Inițial era foarte încântată de ideea plecării, mai ales când i-am pomenit despre Hawaii și insulele Mării de Sud, dar apoi au început să curgă banii. Când am redeschis cam la o săptămână după înmormântare, oamenii s-au înghesuit mai întâi ca să o vadă și apoi s-au întors pentru că se simțiseră bine. Și pe ea a entuziasmat-o foarte tare ideea de a face și mai mulți bani. Frank, în zona asta toate restaurantele de la marginea drumului sunt groaznice, sunt conduse de oameni care pe vremuri aveau o fermă în Kansas sau altundeva și care au tot atâtea idei despre cum să-i faci pe oameni să se simtă bine cât are un porc. Cred că dacă ar apărea cineva care știe afacerea, așa cum o știu eu, și ar încerca să facă un loc frumos pentru ei, ar veni și și-ar aduce toți prietenii. Să ia dracu, oricum o să vindem toată treaba. Am putea să o vindem mai ușor dacă am face și bani. Facem bani, mă refer la bani adevărați. Ascultă, Frank, mi-a venit ideea că oamenii s-ar bucura să stea sub copaci. Gândește-te la asta, în California e tot timpul vreme frumoasă și noi ce facem? Îi băgăm pe oameni într-o cârciumă gata făcută de compania de restaurante Stas, care duhnește de-ți întoarce stomacul pe dos și apoi le servim aceeași mâncare nenorocită pe care o găsești și în Fresno, la graniță, fără să le dăm ocazia să se simtă bine deloc. Uite, vindem tot, nu? Cu cât avem mai puțin de vândut, cu atât o să vindem mai repede. Sigur, le-ar plăcea să stea sub copaci, în afară de ospătarul de la American Barbecue. Toată lumea știe asta, dar dacă e să-i punem sub copaci, trebuie să luăm mese, să tragem curent ca să montăm niște lumini și tot ce mai e nevoie, și poate că omului simplu nu se-i placă deloc așa.
trebuie să stăm aici 6 luni, fie că ne place sau nu. Atunci să folosim astea 6 luni ca să găsim un cumpărător. Vreau să-mi încerc ideea. Bine, atunci încearcă, dar te-am avertizat. Aș putea să folosesc câteva dintre mesele din sală. Ți-am zis să încerci, nu? Haide, să bem ceva. Marea ceartă a fost despre autorizația pentru servit bere, dar până la urmă am cedat și a făcut ce voia. A pus mesele afară sub copaci pe o mică terasă pe care o comandase, cu fâșii de pânză deasupra și lampioane, și treaba a mers destul de bine. Avea dreptate. Oamenilor chiar le plăcea să stea jumătate de oră sub un copac și să asculte niște muzică la radio înainte să se urce în mașini și să-și vadă de drum. Și apoi se întorceau, așa că a lăsat lucrurile cum erau. A adus bere și a făcut o terasă. Îți spun că nu vreau o terasă cu bere. Tot ce vreau e un tip care ia un meniu și plătește cu bani gheață. Dar e păcat. Pentru mine nu e. Uite, Frank, autorizația e $12 pentru 6 luni. Dumnezeule, ne permitem să dăm $12, nu? Dacă luăm autorizația, intrăm în afacerea cu bere. Suntem deja în afacerea cu benzină și în afacerea cu hot dog și acum ne băgăm și în asta cu berea. Să le ia dracu. Vreau să ieșim din afaceri, nu să ne băgăm și mai mult. Toată lumea are. Mă bucur pentru ei, ce să spun. Oamenii așteaptă să vină. Totul e aranjat frumos sub copaci și acum trebuie să le spun că nu putem să servim bere pentru că nu avem autorizație. Dar ce trebuie să le spui lor ceva? Tot ce trebuie să facem e să montăm instalația și putem să servim bere la halbă. E mai bună decât berea la sticlă și faci și mai mulți bani din ea. Am văzut ieri niște pahare minunate în Los Angeles. Pahare înalte, genul din care oamenilor le place să bea bere. Deci acum luăm instalația și paharele, nu? Îți spun că eu nu vreau nicio terasă. Frank, tu nu vrei niciodată să fii cineva? Ascultă-mă, uite cum stă treaba. Vreau să scap din locul ăsta. Vreau să mă duc undeva unde să nu văd nenorocita de stafia a grecului care sare la mine de fiecare dată când mă uit împrejur, să nu-i mai aud ecoul în vise și să tresar de fiecare dată când aud o chitară la radio. Trebuie să scap de aici, nu înțelegi? Trebuie să scap de aici sau o să-mi pierd mințile. Mă minți? Oh, nu, nu te mint. N-am vorbit în viața mea mai serios. Nu vezi stafia niciunui grec. Nu despre asta e vorba. Poate că altcineva o vede, dar nu tu, domnule Frank Chambers. Nu, tu vrei să pleci pentru că ești un vagabond. Asta-i tot. Asta erai când ai venit aici și asta ești și acum. După ce plecăm, o să se termine toți banii. Ce o să facem? Ce-mi pasă? O să fim plecați, nu? Asta e, nu-ți pasă. Am putea să rămânem aici și știam eu. La asta te gândeai. La asta te-ai gândit de la început. Să rămânem aici. Și de ce nu? Ne merge bine. De ce n-am rămâne aici? Ai încercat să mă transform și pe mine într-o vagaboandă, încă de când m-ai cunoscut, dar nu o să-ți iasă. Ți-am spus, eu nu sunt așa, eu vreau să fiu cineva, nu o să plecăm. O să luăm autorizația pentru bere, o să facem ceva. Era seara târziu și eram sus, pe jumătate dezbrăcați, se plimba prin cameră la fel ca atunci la proces și vorbea la fel de agitat. Sigur că rămânem, facem cum vrei tu, Cora. Hai, bea ceva. Nu vreau să beau. Sigur că vrei. Trebuie să mai râdem puțin despre cum am pus mâna pe bani, nu? Am râs deja despre asta, dar o să facem și mai mulți bani, nu? Cu terasa? Trebuie să beam ceva și pentru asta, pentru noroc. Nebunule, bine, doar pentru noroc. Așa mergeau lucrurile de 2-3 ori pe săptămână. Problema era că de fiecare dată când mă trezeam din mahmureală, aveam aceleași vise. Cădeam și auzeam sunetul ăla în urechi. Imediat ce a expirat sentința cu suspendare, a primit o telegramă că maică-sa era bolnavă și a strâns repede niște haine și am dus-o la tren. Iar când m-am întors în parcare, am început să mă simt ciudat, ca și cum eram făcut din abur și urma să plutesc în altă parte. M-am simțit liber. Pentru o săptămână cel puțin nu trebuia să mă mai cert să alung vise sau să încerc să bine dispun o femeie cu o sticlă de băutură. În parcare, o fată încerca să-și pornească mașina. Nu mergea. Apăsase toate pedalele, dar mașina era moartă. Ce s-a întâmplat? Nu pornește? Au lăsat contactul pus când au parcat-o și i s-a terminat bateria. Atunci e treaba lor, trebuie să-ți o încarce. Da, dar trebuie să ajung acasă. Te duc eu acasă. Ești foarte prietenos. Sunt cel mai prietenos om din lume. Dar nici nu știi unde locuiesc. Nu-mi pasă. E destul de departe. E în afara orașului. Cu cât mai departe, cu atât mai bine. Oriunde ar fi, e în drumul meu. Nu-i prea dai unei fete ocazia să te refuze. Păi, dacă nu ai ocazia, nu o face. Era o fată cu părul blond, poate puțin mai mare decât mine și arăta destul de bine. Dar ce mi-a plăcut a fost cât era de prietenoasă și cum nu era mai multă frică de mine că o să-i fac ceva decât i-ar fi fost de un puștan. Era însă cu toate alifiile. Se vedea clar. Ce mi-a pus capac a fost faptul că nu știa cine sunt. Ne-am prezentat când am plecat și
și numele meu nu i-a spus nimic. Doamne, ce ușurare! Singura persoană din lume care nu-mi cerea să mă așez puțin la o masă și să-i povestesc ce s-a întâmplat de fapt cu acuzația aia că grecul a fost omorât. M-am uitat la ea și m-am simțit la fel ca atunci când am ieșit din gară, de parcă aș fi fost făcut din abur și urma să plutesc de la volan. Deci numele tău e Madge Allen, nu? Păi de fapt e Kramer. Dar mi-am luat numele de fată după moartea soțului meu. Ascultă, Madge Allen sau Kramer, sau oricum ai vrea să-ți spui, am o mică propunere pentru tine. Care? Ce zice să întoarcem mașina, să o luăm spre sud și să facem noi doi o mică excursie de o săptămână? Oh, n-aș putea face asta. De ce? E pur și simplu, n-aș putea. Îți place de mine? Sigur că îmi place. Păi și mie îmi place de tine, ce ne oprește? A început să zică ceva, apoi s-a oprit și a început să râdă. Recunosc, sigur, mi-ar plăcea. Și dacă e ceva ce n-ar trebui să fac, atunci e și mai bine, dar nu pot, din cauza pisicilor. Pisici? Avem o grămadă de pisici și trebuie să am grijă de toate, de asta trebuia să ajung acasă. Păi există îngrijitori de animale de companie, nu? Am putea suna pe cineva de acolo să vină să le ia. Asta i s-a părut amuzant. Aș vrea să văd fața unui îngrijitor de animale când dă cu ochii de ele. Nu sunt chiar de companie. Pisicile sunt pisici, nu? Nu chiar. Unele sunt mari și altele sunt mici. Ale mele sunt mari. Nu cred că o crescătorie s-ar descurca foarte bine cu leul sau cu tigrii sau cu puma sau cu cei trei jaguari. Ăștia sunt cei mai răi. Jaguarul e o pisică îngrozitoare. Sfinte Sisoaie, ce faci cu animalele astea? Le bag în filme, vând pui, oamenii au grădini zoologice private, le țin prin preajmă, atrag clienți. Noi ar atrage pe clienții mei, avem un restaurant, oamenii se uită la ele. Un restaurant, zici? Am și eu, asta am și eu, toată nenorocita asta de țară trăiește din hot dog pe care ni-i vindem unii altora. Da, oricum n-aș putea să-mi părăsesc pisicile, cineva trebuie să le hrănească. La dracu cu asta, îl sunăm pe Goebbels și îi spunem să vină să le ia, o să le găzduiască pe toate până ne întoarcem, pentru $100. Notă, Louis Goebbels a creat în 1926 o grădină zoologică privată numită inițial Goebbels Lion Farm. Ulterior, Jungle Land, USA, animalele de acolo erau folosite în producții Hollywood. Ai da $100 ca să mergi într-o excursie cu mine? Aș da fix 100. O, Doamne! Asta nu pot refuza. Cred că ar trebui să-l sun pe Goebbels. Am lăsat-o la ea acasă. Am găsit un telefon public și l-am sunat pe Goebbels. M-am întors la mine și am închis localul. Apoi m-am întors după ea. Aproape se întunecase. Goebbels trimisese un camion pe lângă care am trecut când pleca, plin de dungi și de pete. Am parcat la vreo 100 de metri de casă și după un minut a apărut și ea cu o valijoară, am ajutat-o să urce și am plecat. Îți place? La nebunie. Ne-am dus în Caliente, iar a doua zi am condus spre Ensenada, un orășel mexican de pe coastă la vreo 110 km distanță. Ne-am cazat la un hotel micuț și am stat acolo 3 sau 4 zile. A fost destul de frumos. Ensenada e un oraș mexican și te simți ca și cum ai fi la 1 milion de kilometri distanță de Statele Unite. Camera noastră avea balcon și după amiaza stăteam acolo, ne uitam la mare și pierdeam timpul. Pisici, zici. Și ce faci? Le dresezi? Nu, pe astea pe care le avem. Nu-s bune. În afară de tigri, toate sunt sălbatice, dar tigrii pot fi dresați. Îți plac? Nu prea. Cele mari, nu. Dar îmi plac pumele. Cândva o să fac un spectacol cu ele, dar o să am nevoie de multe pume din junglă, nu sălbăticiunile astea pe care le vezi la zoo. Ce e o sălbăticiune? Una care te-ar ucide. N-ar face toate la fel? Ar putea, dar o sălbăticiune o să facă sigur. Dacă ar fi oameni, ele ar fi nebunii. Asta pentru că s-au înmulțit în captivitate. Pisicile astea pe care le vezi arată ca felinele, dar de fapt sunt pisici psihopate. Și cum îți dai seama dacă e o pisică din junglă? O prinzi în junglă. Vrei să spui că le prinzi vii? Sigur, moarte nu-mi folosesc la nimic. Dumnezeule, cum faci asta? Păi în primul rând mă urc pe un vapor și mă duc în Nicaragua. Toate pumele bune vin din Nicaragua. Ce vezi prin California și Mexic sunt nimic pe lângă ele. Apoi tocmesc un băiat indian și mă duc în munți. Acolo îmi prind pumele, după asta le aduc aici. Dar acum o să rămân o vreme cu ele acolo ca să le dresez. Carnea de capră e mai ieftină acolo decât e aici carnea de cal. Sună ca și cum ai fi gata să pleci. Sunt, a sorbit o gură de vin și m-a privit lung. Vinul ți-l serveau dintr-o sticlă cu un pai de metal lung și subțire și așa trebuia băut ca să se răcească. Vorbit de vreo 3 ori, de fiecare dată s-a uitat la mine. Sunt, dacă și tu ești. Ce dracu, crezi că o să vin cu tine să prind nenorocirile alea? Frank,
Am luat cu mine destul de mulți bani. Hai să lăsăm pe Goebbels să păstreze zdrențele alea de pisici pentru blană și îți vinde mașina pentru cât om lua pe ea și să mergem să vânăm feline. S-a făcut. Vrei să spui că o să o faci? Când începem? E un cargo bot care pleacă mâine de aici și ne duce în Balboa. Îi scriem lui Goebbels de acolo. Mașina ta o lăsăm la hotelul de aici. O vând ei și ne trimit câți bani or lua. De un singur lucru nu poți să te îndoiești la un mexican. Se mișcă încet, dar e cinstit. Bine, Doamne, ce mă bucur, și eu. Așa m-am săturat de hot dog, bere și plăcintă cu mere și brânză, că le-aș arunca pe toate în râu. O să-ți placă la nebunie, Frank. O să ne luăm o casă în munți unde-i răcoare și apoi, după ce îmi organizez spectacolul, o să-l prezentăm prin toată lumea. O să mergem unde vrem, o să facem ce vrem și o să avem o grămadă de bani de cheltuit. N-ai și tu un pic de sânge de țigan în tine? Țigan? M-am născut cu cercei în ureche. N-am dormit prea bine noaptea aia. Când începea să se lumineze, am deschis ochii, perfect treaz. Mi-am dat seama atunci că Nicaragua n-o să fie chiar suficient de departe. Capitolul 14. Când s-a dat jos din tren, era îmbrăcată într-o roche neagră, care o făcea să pară înaltă, cu pălărie neagră, pantofi și ciorapi la fel, și nu prea era în apele ei când Hamalul a pus bagajele în mașină. Am pornit și câțiva kilometri, niciunul dintre noi n-a avut prea multe de zis. De ce nu m-ai anunțat că a murit? N-am vrut să te necăjesc cu asta, oricum am avut o grămadă de treabă. Acum mă simt destul de prost, Cora. De ce? Am fost într-o călătorie cât timp ai lipsit. M-am dus în Frisco. De ce să te simți prost pentru asta? Nu știu, tu erai acolo în Iowa, mama ta era pe moarte și așa mai departe, iar eu eram în Frisco și mă distram. Nu știu de ce te-ai simțit prost pentru asta. Mă bucur că te-ai dus. Dacă m-aș fi gândit la asta, ți-aș fi spus-o și eu înainte să plec. Am pierdut ceva clienți, am închis localul. Noi nimic, îi aducem înapoi. Am fost cam agitat după ce ai plecat. Pentru numele lui Dumnezeu. Nu mă deranjează. Tu cred că nu te-ai simțit prea bine acolo, nu? N-a fost prea plăcut, dar oricum a trecut. O să-ți pregătesc ceva de băut când ajungem acasă. Am luat ceva fin pentru tine de acolo. Nu-mi trebuie. O să te pună pe picioare. Nu mai beau alcool. Nu? O să-ți povestesc. E o poveste lungă. Vorbești ca și cum s-ar fi întâmplat ceva acolo. Nu, nu s-a întâmplat nimic. Doar înmormântarea, dar am multe lucruri să spun. Cred că de acum încolo o să ne simțim mult mai bine. Pentru numele lui Dumnezeu, despre ce vorbești? Nu acum. Ți-ai văzut familia? De ce să-i văd? Păi oricum, te-ai simțit bine? Destul de bine, cât de bine se putea fiind singur. Pumpariu că a fost frumos, dar mă bucur că ai spus asta. Când am ajuns acasă, în față era parcată o mașină în care era cineva. Individul s-a dat jos cu un rânjet ridicol pe față. Era Kennedy, tipul din biroul lui Katz. Ți-amintești de mine? Sigur că mi-amintesc. Hai înăuntru. L-am băgat în casă și ea m-a tras în bucătărie. E de rău, Frank. Cum adică de rău? Nu știu, dar o simt. Mai bine m-ai lăsa pe mine să vorbesc cu el. Am dus la tip, ea ne-a adus niște beri, apoi ne-a lăsat singuri și destul de repede am început să-l descos. Mai lucrez pentru Cats? Nu, nu mai lucrez. Am avut o mică dispută și am plecat. Și acum ce faci? Absolut nimic. De fapt, pentru asta am și venit să te văd. Am mai fost de câteva ori, dar nu era nimeni acasă. Dar de data asta am auzit că te-ai întors și am așteptat pe aici. Dacă pot să te ajut cu ceva, spune-mi. Mă întrebam dacă ai putea să-mi dai niște bani. Ce vrei tu? Sigur, nu am prea mulți la îndemână, dar dacă 50 sau 60 de dolari te ajută, o să fiu bucuros să ți-i dau. Speram că poți să-mi dai mai mult. Încă mai avea rânjetul ăla pe față și m-am gândit că e timpul să termin cu tatonarea și să aflu ce vroia. Haide, Kennedy, care-i treaba? Îți spun eu care e. Am plecat de la Cheți, iar hârtia aia pe care am scris-o pentru doamna Papadakis era încă în dosar, înțelegi? Și pentru că suntem prieteni, știam că n-o să vrei ca așa ceva să rămână la îndemâna oricui. Așa că am luat-o. M-am gândit că poate ai vrea să o iei înapoi. Te referi la fantezia aia despre care ea a zis că e o mărturisire? Chiar la ea. Desigur, mi-am dat seama că nu e ceva serios, dar m-am gândit că poate o vrei înapoi. Cât vrei pentru ea? Păi, cam cât ai plăti? O, nu știu. Cum zici și tu, nu e ceva serios, dar aș putea să-ți dau 100. Sigur ți-aș plăti atât. Eu mă gândeam că valorează mai mult, da? M-am gândit că vreo 25.000. Ești nebun? Nu, nu sunt nebun. Ai luat 10.000 de la Cheț. Localul a făcut bani. Cred că vreo 5.000. Papadakis a dat 14.000 pentru loc, așa că tu ai putea să iei 10. Adunate înseamnă 25. Ai luat pielea de pe mine doar pentru treaba aia? Merită atât. N-am făcut nicio mișcare, dar probabil că mă uitam într-un anume fel pentru că a scos un pistol din buzunar și l-a îndreptat spre mine. Nu face vreo prostie, Chambers. În primul rând, n-am hârtia la mine. În al doilea rând, dacă încerci ceva, te împușc. Nu încerc nimic, așa să fie. Ținea în continuare arma spre mine și eu mă uitam la el. Presupun că m-ai prins.
Eu nu presupun, eu o știu. Dar te gândești la prea mulți bani, continuă Chambers. Am luat 10 de la cheți, asta așa e. Și încă îi avem, am scos 5 din local, dar am cheltuit 1000 în ultimele 2 săptămâni. Ea s-a dus-o în groape pe maică-sa și eu am călătorit puțin. De asta era închis aici. Mai departe, pe teren nu putem să luăm 10, la cum merg lucrurile acum, n-am putea să luăm nici 5. Poate 4. Continuă. Bun. 10, 4 și 4. Asta înseamnă 18. A rânjit o vreme cu pistolul în mână, apoi s-a ridicat. În regulă, 18. Te sun mâine să văd dacă i-ai strâns. Dacă ai banii, o să-ți spun ce să faci în continuare. Dacă nu-i ai, hârtia ajunge la sechet. E greu, dar m-ai prins. Atunci, mâine la 12 te sun. Așa o să ai suficient timp să ajungi la bancă. Bine. Mergea cu spatele spre ușă, cu pistolul încă ațintit spre mine. Era după amiaza târziu și tocmai începea să se întunece. Cât timp el mergea spre ușă, m-am sprijinit de perete, ca și cum mi s-ar fi înnecat toate corăbiile. Când aproape ieșise pe ușă, am aprins firma luminoasă și lumina l-a lovit direct în ochi. S-a speriat și atunci am sărit. L-am pus la pământ și m-am suit pe el. I-am luat pistolul din mână, l-am aruncat în sala de mese și l-am plesnit din nou. Apoi l-am târât în casă și am trântit ușa cu piciorul. Ea era chiar acolo, fusese la ușă de la început, ascultând. Ia pistolul, l-a luat și a rămas locului. L-am ridicat în picioare și l-am aruncat pe spate peste o masă, apoi l-am luat la pumn. Când a leșinat, am adus un pahar cu apă și l-am aruncat pe el. Cum și-a revenit, l-am luat din nou la bătaie. Când fața îi arăta de parcă era o bucată de carne tocată și plângea ca un copil în ultimul sfert al meciului de fotbal, m-am oprit. Revinos, Kennedy, o să vorbești cu prietenii tăi la telefon. N-am niciun prieten, Chambers, îți jur, sunt singurul care știe despre asta. L-am lovit din nou și am luat-o de la capăt. Tot zicea că nu are niciun prieten, așa că l-am prins bine de o mână și am început să apăs. Bine, Kennedy, dacă nu ai niciun prieten, atunci ți-o rup. A rezistat mai mult decât mă așteptam. A rezistat până când începusem să-l apăs pe braț cu toată puterea, întrebându-mă dacă pot să îl rup. Mâna stângă încă mi era slăbită în locul unde fusese fractura. Dacă ai încercat vreodată să rupi un copan de curcan cu carnea ațoasă, poate că știi cum e să rupi brațul cuiva. Apoi dintr-o dată a zis că sună. I-am dat drumul și i-am zis că trebuie să spună. L-am așezat lângă telefonul din bucătărie și l-am adus și pe cel din sala de mese prin ușa batantă, așa încât să pot să-l și supraveghez și să aud ce vorbeau. A venit și ea cu pistolul în bucătărie. Dacă-ți fac semn, împușcă-l. S-a sprijinit de perete și un zâmbet îngrozitor i-a apărut în colțul gurii. Cred că zâmbetul ăla l-a speriat pe Kennedy mai mult decât tot ce-i făcusem eu. Îl împușc. A sunat și a răspuns un tip. Willy, tu ești? Pat. Eu sunt. Ascultă, totul e aranjat. Cât de repede poți să ajungi aici cu hârtia? Mâine, așa cum am vorbit. Nu pot să vii în seara asta? Cum să umplu cu cutia de valori când e banca închisă? În regulă, atunci fă cum îți zic. Mâine dimineață, la prima oră, iei hârtia și vii cu ea aici. Sunt la el acasă. La el acasă? Ascultă-mă și fii atent, Willy. Știe că l-am prins, înțelegi? Dacă se teme că dacă află și ea, trebuie să dea toți banii ăștia, n-o să fie de acord, înțelegi? Dacă pleacă, atunci ea o să se prindă că se întâmplă ceva și poate-i vine ideea să plece și el. Așa că rezolvăm totul aici. Eu sunt doar cineva care rămâne peste noapte la motelul lor și ea nu știe nimic. Mâine tu o să pari doar un prieten de-al meu și rezolvăm toată treaba. Și cum face rost de bani dacă nu pleacă? Asta am rezolvat deja. Și tu de ce dracului rămâi acolo peste noapte? Am un motiv pentru asta, Willy. Ce spune despre ea poate să fie adevărat, dar poate și să nu fie. Dar dacă sunt eu aici, niciunul dintre ei nu se poate să o întindă, înțelegi? Te ascultă acum. Aude ce vorbești? S-a uitat spre mine și am dat din cap că da. E chiar aici lângă mine în cabina telefonică. Vreau să mă audă, înțelegi, Willy? Vreau să știe că suntem puși pe treabă. Cam ciudată treaba, Pat. Ascultă, Willy, nici eu, nici tu, nici nimeni nu știe dacă e sincer sau nu, dar poate că e. Și eu îi dau o șansă. Ce dracu, dacă tipul e dispus să plătească, trebuie să ne luăm după el, nu? Asta-i tot. Fă cum ți-am spus. Adu hârtia aici dimineață cât poți de repede. Cât de repede, înțelegi? Pentru că nu vreau să-i dau ocazia să se întrebe ce dracului fac eu toată ziua pe aici. Bine, a închis. M-am apropiat de el și i-am dat un pumn. Asta ca să știi ce să spui când sună înapoi. Ai înțeles, Kennedy? Am înțeles. Am așteptat câteva minute și a sunat telefonul. Am răspuns și când Kennedy a luat receptorul, i-a turnat lui Willy aceeași poveste. I-a spus că de data asta e singur lui Willy. Nu i-a prea plăcut treaba, dar n-avea ce să facă. După asta l-am dus în cocioaba numărul 1. A venit și ea cu noi și a adus și pistolul. Imediat ce l-am băgat pe Kennedy în cameră, am ieșit amândoi afară și am sărutat-o. Asta pentru că ești capabil
probabilă să te bagi atunci când trebuie și acum fii atentă, o să stau aici toată noaptea. O să mai fie și alte telefoane și o să-l aduc înăuntru să vorbească. Cred că ar fi bine să deschizi terasa. Nu aduce pe nimeni în restaurant. Dacă prietenii lui trec pe aici să vadă care-i treaba, tu o să lucrezi și totul o să pară normal. E în regulă. Și Frank? Da. Data viitoare o să fac pe deșteapta, pot să mă pocnești. Ce vrei să spui? Trebuia să fi plecat. Acum îmi dau seama că aveai dreptate. Nu trebuia deloc. Nu până nu rezolvam cu asta. Atunci m-a sărutat. Cred că îmi place mult de tine, Frank. O să o rezolvăm, nu-ți face griji. Nu-mi fac. Am stat acolo cu el toată noaptea. Nu i-am dat nimic de mâncare și nu l-am lăsat să doarmă. De vreo 3 sau 4 ori a trebuit să vorbească cu Willy și odată Willy a vrut să vorbească cu mine. Din câte îmi dădeam seama, scăpasem și de data asta între convorbiri, îl băteam. Nu era ușor, dar voiam să-l fac să-și dorească foarte mult ca hârtia aia să ajungă la noi. În timp ce el își ștergea sângele de pe față cu un prosop, s-auzea radioul de pe terasa cu bere și oameni râzând și vorbind. Pe la 10 dimineața a venit și ea. Cred că au ajuns, sunt 3. Adu-i aici. A luat pistolul, l-a pus la curea ca să se vadă din față și a plecat. După un minut, am auzit ceva căzând. Era unul dintre tolomaci. Ea stătea în fața lor și obliga să meargă cu spatele și cu mâinile sus, iar unul dintre ei a căzut când au ajuns pe aleea de beton. Am deschis ușa. Pe aici, domnilor. Au intrat cu mâinile încă ridicate și apoi a venit și ea și mi-a dat pistolul. Cu toții aveau arme, dar le-am luat și le-am pus în sala de mese. Mai bine adu-le aici, poate că mai au prieteni. A plecat și într-un minut s-a întors cu armele, le-a scos încărcătoarele și le-a pus lângă mine pe pat. După aceea i-a căutat prin buzunare. N-a durat mult și a găsit-o. Amuzant e că într-un alt plic erau fotocopii, 6 pozitive și un negativ. Aveau de gând să ne șantajeze în continuare, dar nu i-a dus mintea să nu vină și cu fotocopiile după ei. Am ieșit afară cu toate, cu tot cu originalul, le-am rupt și le-am dat foc. După ce au ars, am împrăștiat cenușa cu piciorul și am intrat. În regulă, băieți, vă conduc eu. Pocnitorile rămân aici. După ce i-am dus la mașini și au plecat, m-am întors în casă. Ea nu era acolo. M-am dus în spate și n-am găsit-o. Am urcat la etaj. Era în camera noastră. Gata, am reușit, nu-i așa? S-au dus fotocopiile și tot. Și pe mine mă îngrijorau. Nu zicea nimic și avea o privire ciudată. Ce s-a întâmplat, Cora? Deci s-au dus toate, nu? Cu fotocopii și tot. Mai am 1.000.000 de fotocopii, la fel de bune ca alea Jimmy Durante. Mai am 1.000.000 de alea. Să-mi fie rușine? James Francis Jimmy Durante, 1893-1980, a fost un cântăreț, pianist, actor și comediant american. Una dintre replicile lui cele mai cunoscute era I got a million of them, respectiv mai am 1.000.000 de astea. Am încheiat nota. A izbucnit în râs și s-a aruncat în pat. Bine, dacă ești destul de fraieră să-ți pui singură gâtul în ștreang doar ca să te răzbun pe mine, atunci mai ai 1.000.000. Sigur că ai 1.000.000. O, nu, asta e partea frumoasă. Nu trebuie să-mi pun deloc gâtul în ștreang. Nu ți-a spus domnul Katz? Odată ce m-au condamnat pentru ucidere din culpă, nu mai au ce să-mi facă. Scrie în Constituție sau așa ceva. O, nu, domnule Frank Chambers, nu mă costă nimic să te fac să dansezi cu picioarele în gol. Și asta e exact ce o să faci. O să dansezi de n-o să mai poți. Până la urmă, care e problema ta? Cum, nu știi? A venit prietena ta aseară, nu știa despre mine, așa că a rămas peste noapte. Care prietenă? Aia cu care ai fost în Mexic. Mi-a povestit tot, suntem prietene bune acum. S-a gândit că ar fi bine să fim. Asta după ce a aflat cine sunt și s-a gândit că aș putea să o omor. N-am mai fost în Mexic de un an. Ba, ai fost. A ieșit și am auzit-o intrând în camera mea. Când s-a întors, avea un pui de pisică cu ea, dar puiul era mai mare decât o pisică normală. Avea blana gri și cu pete. L-a pus pe masă, în fața mea, și puiul a început să miaune. Puma a făcut pui cât ai fost tu plecat și ți-a adus unul ca să-l ai ca amintire. S-a sprijinit de perete și a început din nou să râdă. Un râs sălbatic și nebun. Și pisica s-a întors, a călcat pe cutia de siguranțe și a murit. Dar uite că s-a întors. Ha, 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 ha! Nu ți se pare amuzant cât ghinion îți pot aduce pisicile? Capitolul 15. Atunci a cedat, a plâns și după ce s-a liniștit, s-a dus jos. Am coborât imediat după ea. Rupea marginile de sus ale unei cutii mari de carton. Doar fac un cui pentru alimăluțul nostru, dragă. Drăguț din partea ta. Unde credeai că mă duc?
Nu credeam nimic. Nu-ți face griji. Când va veni vremea să-l sun pe domnul Sechet, o să te anunț. Relaxează-te. O să ai nevoie de toate forțele. A căptușit cutia cu tala și deasupra a pus niște cârpe de lână. A dus-o sus și a pus puma în ea. Am mieunat o vreme, apoi a adormit. Eu m-am dus jos să-mi iau o cola. Nici nu începuse bine să curgă când am văzut o nușă. Doar ia un întăritor, draga mea. Drăguț din partea ta. Ce credeai că fac? Nu credeam nimic. Nu-ți face griji. Când o să fiu gata să o întind, te anunț. Relaxează-te. O să ai nevoie de toate forțele. Mi-a aruncat o privire ciudată și s-a dus sus. Am ținut-o așa toată ziua. Eu o urmăream de frică să nu-l sune pe Sechet, ea mă urmărea de frică să nu fug. Nici măcar n-am mai deschis localul. Între urmăriri stăteam în camera de sus. Nu ne uitam unul la altul. Ne uitam la pumă. Mieuna și ea se ducea jos să aducă lapte. Mă duceam după ea. După ce lipăia laptele, puma adormea. Era prea mică să se joace. Mai tot timpul mieuna sau dormea. În noaptea aceea ne-am întins unul lângă celălalt și n-am scos un cuvânt. Cred că am adormit pentru că am visat toate chestiile alea. Apoi m-am trezit brusc și încă înainte să mă dezmeticesc, alergam pe scări. Era la telefonul din sala de mese, îmbrăcată și cu pălăria pe cap, cu o valijoară lângă ea. Am luat receptorul și l-am trântit în furcă. Am luat-o de umeri. Am tras de ea prin ușa batantă și am împins-o în sus pe scări. Du-te sus, du-te că altfel o să... O să ce? A sunat telefonul și am răspuns. Aveți legătura, puteți vorbi. Yellow Cab. A, da, eu am sunat, Yellow Cab, dar m-am răzgândit, nu mai am nevoie de dumneavoastră, în regulă. Când am ajuns sus, ea se dezbrăca, ne-am băgat înapoi în pat și am zăcut acolo mult timp fără să spunem un cuvânt. Apoi a început. O să ce? Care-i problema ta? O să te pocnesc, poate. Sau poate altceva. Altceva, nu? Acum ce vrei să spui? Frank, știu ce ai făcut. Ai stat acolo întins și ai încercat să te gândești la o modalitate să mă omori. Am dormit. Nu m-am mințit, Frank, pentru că eu nu o să te mint și am ceva să spun. M-am gândit mult la ce a zis, pentru că exact asta făcusem. Stătusem acolo întins lângă ea, storcându-mi creierul ca să găsesc o modalitate să o omor. Bine atunci, asta am făcut, știam eu. Și tu ai fost mai presus? Nu urma să mă dai pe mâna lui Sechet? Nu-i același lucru? Ba da, atunci suntem chit, din nou, exact de unde am plecat. Nu chiar, ba fix așa. Apoi am cedat și eu puțin și mi-am pus capul pe umărul ei. Acolo suntem. Putem să ne păcălim cât vrem, să râdem în legătură cu banii, să strigăm ce băiat de treabă e diavolul, că împarte patul cu noi, dar în ultimă instanță tot acolo suntem. Fugisem cu femeia aia Cora. Trebuia să mergem în Nicaragua, să prindem feline. Și n-am plecat pentru că știam că trebuie să mă întorc. Suntem legați unul de celălalt, Cora. Ni se părea că suntem pe vârful muntelui. Ne-am înșelat, el stă peste noi și acolo a rămas încă din noaptea aia. Din cauza asta te-ai întors? Nu, e vorba de noi doi, nu există altcineva. Te iubesc, Cora, dar dragostea, când o amesteci cu frica, nu mai e dragoste, e ură. Deci mă urăști? Nu știu, dar măcar ne spunem adevărul pentru prima dată, face parte din el, trebuie să o știi. Ăsta era motivul pentru care stăteam aici și mă gândeam, acum știi. Ți-am spus că aveam ceva să spun, Frank. Aha, o să am un copil. Ce? Bănuiam asta dinainte să plec, dar imediat ce a murit mama am fost sigură. Ei, pe dracu, ei, pe dracu, sărută-mă! Nu, te rog, trebuie să-ți spun. Nu mi-ai spus deja? Nu. Și ce înseamnă? Ascultă-mă, Frank. M-am gândit la asta tot timpul cât am stat acolo, așteptând să se termine cu înmormântarea. La ce ar însemna pentru noi? Pentru că noi am luat o viață, nu-i așa? Și acum o să dăm una înapoi. Așa e. Nu mi-era clar ce gândeam, dar acum, după ce s-a întâmplat cu femeia aia, totul e clar. N-aș fi putut să-l sun pe Sechet, Frank. N-aș fi putut să-l sun pentru că nu puteam să am acest copil și el să afle că i-am lăsat tatăl să fie spânzurat pentru crimă. Vroiai să te duci la Sechet? Nu vroiam. Voiam să plec. Și ăsta era singurul motiv pentru care nu aveai de gând să te duci la Sechet? A durat mult timp până mi-a răspuns la întrebarea asta. Nu, te iubesc, Frank. Cred că știi asta, dar poate dacă n-ar fi fost asta, m-aș fi dus să-l văd, tocmai pentru că te iubesc. Ea n-a însemnat nimic pentru mine, Cora. Ți-am spus de ce am făcut-o. Fugeam. Știu asta. Am știut-o de la început. Știam de ce voiai să mă iei cu tine și n-am crezut în lucrurile alea pe care ți le-am spus, că ai fi un vagabond și tot restul. Pentru că ești un vagabond, te iubesc și am urât-o pe ea pentru felul în care s-a întors împotriva ta, doar pentru că nu i-ai spus ceva ce oricum nu era treaba ei și totuși am vrut să te distrug pentru asta. Și?
Încerc să o spun, Frank. Asta e ceea ce încerc să spun. Am vrut să te distrug și totuși n-am putut să mă duc la Sackett. Nu pentru că mă urmăreai tu. Puteam să fug din casă și să mă duc la el. Era din cauza a ceea ce ți-am spus. Am scăpat de diavol, Frank. Știu că n-o să-l sun niciodată pe Sackett pentru că am avut ocazia să o fac și am avut și motivul și totuși nu am făcut-o. Așa că diavolul m-a părăsit. Întrebarea e dacă te-a părăsit și pe tine. Dacă te-a lăsat pe tine, eu ce treabă mai am cu el? Nu o să fim singuri. Nu o să putem să fim singuri decât dacă ți se oferă și ție ocazia, aceeași ocazie pe care am avut-o și eu. Îți spun eu, s-a dus. În timp ce tu te gândeai cum să mă omori, Frank, și eu mă gândeam la același lucru. O modalitate prin care să mă omori. Poți să mă omori când înotăm. O să mergem în larg. Și dacă tu nu vrei să mă întorc, poți să mă oprești. Nu o să afle nimeni niciodată. O să fie doar unul dintre lucrurile care se întâmplă pe plajă. Mâine dimineață o să mergem. Îți zic eu ce facem mâine dimineață. Mergem să ne căsătorim. Putem să ne căsătorim dacă vrei, dar dacă ne întoarcem, mergem să notăm. Dă-l dracului de notat, mai bine mai săruta odată. Mâine dimineață, dacă ne întoarcem, o să ne sărutăm. O să fie niște săruturi minunate, Frank, nu de beție. Săruturi cu vise în ele. Săruturi care vin dinspre viață, nu dinspre moarte. S-a făcut. Ne-am căsătorit la primărie și apoi am mers la plajă. Era așa de drăguță că îmi venea să mă joc cu ea prin nisip. Dar zâmbea într-un fel ciudat și după o vreme s-a ridicat și a intrat în apă. Mă duc în larg. A luat-o înainte și am înotat după ea. Continua să înoate și s-a dus mult mai departe decât ultima dată. Apoi s-a oprit și am ajuns-o din urmă. S-a lăsat lângă mine, m-a luat de mână și ne-am uitat unul la celălalt. Și-a dat seama atunci că diavolul dispăruse și că o iubeam. Ți-am spus vreodată de ce îmi place să-mi țin picioarele în valuri? Nu, pentru că le ridică. Un val mare ne-a luat pe amândoi, iar ea și-a dus mâinile la sân și mi-a arătat cum se ridică. Îmi place la nebunie. Sunt mari, Frank. O să-ți spun la noapte. Îi simt mari. Nu ți-am zis despre asta. Nu e vorba doar de faptul că știi că o să dai naștere altei vieți, ci despre ce-ți face treaba asta. Îmi simt sânii foarte mari și vreau să-i săruți. Cât de curând o să-mi crească burta și o să-mi placă asta și o să vreau ca toată lumea să o vadă. E viață, o simt în mine. E o viață nouă pentru noi amândoi, Frank. Am început să înotăm înapoi și la un moment dat m-am scufundat. M-am dus 2,5 metri în jos. Mi-am dat seama că sunt 2,5 din cauza presiunii. Majoritatea piscinelor au adâncimea asta și atât coborâsem. Am dat din picioare și am coborât și mai mult. Simțeam presiunea în urechi. Și am crezut că o să pocnească, dar nu trebuia să ies la suprafață. Presiunea exercitată asupra plămânilor eliberează oxigen în sânge și pentru câteva secunde nu te gândești să respiri. M-am uitat la apa verde, cu urechile țiuind și cu toată greutatea aia apăsându-mă pe spate și piept, mi s-a părut că toate scandalurile, toată răutatea, toată lipsa de statornicie și responsabilitate din viața mea, totul fusese strivit și înlăturat și eram gata să o iau de la capăt și să am, cum spunea ea, o viață nouă. Când am ieșit la suprafață, ea atușa. Mie doar puțin greață, e normal. Ești bine? Cred că da, vine și trece. Am mai notat puțin și s-a oprit. Frank, mă simt ciudat înăuntru. Haide, ține-te de mine. Of, Frank, poate că m-am forțat prea tare adineauri, încercând să-mi țin capul la suprafață, ca să nu înghit apă de mare. Ia-o ușor, n-ar fi îngrozitor. Am auzit despre femei care au pierdut sarcina pentru că s-au forțat foarte tare. Stai liniștită, fă pluta, nu încerca să noți, te trag eu. N-ar fi mai bine să chemi un salvamar? Cristoase, nu, idiotul o să vrea să scoată apa din tine. Deocamdată stai acolo, o să te duc la mal mai repede decât ar putea el. A rămas de mișcată și am tras-o de breteaua costumului de baie. Am început să obosesc, aș fi putut să o trag după mine 1,5 km, dar mă tot gândeam că trebuie să o duc la un spital și m-am grăbit. Când te grăbești în apă, ești terminat. După o vreme am simțit însă nisipul sub picioare și atunci am luat-o în brațe și am ieșit repede din apă. Nu te mișca, te duc eu. Nu mă mișc. Am fugit cu ea până la locul unde ne lăsasem puloverele și am întins-o pe jos. Am scos cheile din puloverul meu, apoi am înfășurat-o pe ea în amândouă și am dus-o la mașină. Parcasem pe marginea drumului și a trebuit să urc malul înalt pe care fusese construit drumul deasupra plajei. Eram atât de obosit că abia reușeam să pășesc, dar nu i-am dat drumul. Am pus-o în mașină, am pornit și am început să mănânc asfaltul. Ne duseserăm să notăm la câțiva kilometri depărtare de Santa Monica și știam că acolo e un spital. Am încercat să depășesc un camion. Avea un abțipil pe care scria "Dă din claxon și drumul e al tău". Am apăsat claxonul și el a rămas în continuare fix pe mijloc.
Nu puteam să-l depășesc pe stânga pentru că un întreg șir de mașini venea spre mine. Am tras spre dreapta și am accelerat. Ea a țipat. Nu văzusem parapetul podului. S-a auzit un bubuit și apoi totul s-a făcut negru. Când mi-am revenit, eram prins între volan cu spatele spre botul mașinii, dar am început să suspin din cauza sunetului îngrozitor pe care îl auzeam. Era ca ploaia care cade pe un acoperiș de tablă, doar că n-avea nimic de a face cu asta. Sângele ei picura pe capotă, pe acolo, pe unde ieșise prin parbriz. Sunau claxoane și oamenii se dădeau jos din mașini și fugeau către ea. Am ridicat-o, am încercat să opresc sângerarea și în tot timpul ăsta îi vorbeam, plângeam și o sărutam. Dar săruturile acelea n-au mai ajuns la ea. Murise. Capitolul 16. Au dat vina pe mine. De data asta, Cats a luat tot, cei 10.000 de dolari pe care îi scosese pentru noi, banii pe care îi câștigaserăm cu localul și actul de proprietate pentru teren. A făcut tot ce a putut pentru mine, dar de la început n-am avut nicio șansă. Sechet a zis că sunt un câine turbat care trebuie îndepărtat pentru ca toată lumea să fie în siguranță. Avea o întreagă teorie. Amândoi l-am omorât pe Greg pentru banii de asigurare. Ne-am căsătorit și apoi eu am omorât-o pe ea ca să-mi rămână mie tot. Faptul că ea a aflat despre drumul în Mexic doar a grăbit puțin lucrurile. Avea un raport al autopsiei care arăta că e însărcinată și a zis că și ăsta a fost un motiv. A pus-o pe Madge să depună mărturie și ea le-a povestit despre excursia din Mexic. N-a vrut să o facă, dar a trebuit. A adus chiar și puma în sala de judecată. Crescuse, dar nu fusese îngrijită cum trebuie. Era răpănoasă și părea bolnavă. A urlat și a încercat să-l muște. Toată treaba asta ca dracu și, credeți-mă, nu m-a ajutat cu nimic. Dar ceea ce chiar m-a înfundat a fost mesajul pe care îl scrisese înainte să cheme taxiul și pe care îl lăsase pentru mine în casa de marcat, dar despre care apoi a uitat. Eu nu l-am văzut pentru că n-am deschis localul înainte să mergem să notăm și nici nu mă uitasem în casă. Era cel mai dulce bilețel din lume, dar conținea ceva despre cum l-am omorât noi pe Greg și asta a fost tot ce le trebuia. S-au contrazis 3 zile pe tema asta și Cats i-a combătut cu fiecare articol din codul penal al districtului Los Angeles, dar judecătorul a admis biletul ca probă și astfel s-a aflat că noi l-am omorât pe Greg. Sechet a spus că asta mi-a oferit motivul. Asta și faptul că eram doar un câine turbat. Cats nici măcar nu m-a lăsat să depun mărturie. Ce-aș fi putut să spun? Că n-am făcut-o eu pentru că tocmai rezolvaserăm totul, toate necazurile pe care le-am avut după ce l-am omorât pe Greg? Asta ar fi fost o treabă. Juriul a deliberat 5 minute. Judecătorul a spus că o să-mi arate aceeași considerație pe care ar arăta-o oricărui câine turbat. Așa că acum sunt în aripa condamnaților la moarte și termin de scris asta pentru ca părintele McConnell să se uite peste ea și să-mi arate unde ar trebui să o mai aranjez puțin la semnele de punctuație și alte chestii de-astea. Dacă primesc o amânare, părintele trebuie să o păstreze și să vadă ce se întâmplă. Dacă mi se comută pedeapsa, atunci o să-i dea foc. Din ce o să le spun eu, nimeni nu o să știe dacă a fost cu adevărat vreo crimă sau nu. Dar dacă mă duc la eșafod, i-am zis să vadă dacă o poate publica undeva. Nu o să fie nicio amânare și nu o să fie nicio comutare, știu asta. Nu m-am păcălit niciodată de unul singur. Dar în locul ăsta speri fără să vrei, doar pentru că nu te poți abține. N-am mărturisit niciodată nimic și asta e ceva. L-am auzit pe un tip zicând că nu te spânzură niciodată decât dacă mărturisești. Nu știu, dacă părintele McConnell nu mă trage pe sfoară, de la mine n-or să afle nimic. Poate o să am un cuvânt de zis. Sunt cam agitat acum și m-am tot gândit la Cora. Credeți că știe că n-am făcut-o? După ce ne-am spus în apă, te-ai gândit că știe. Dar asta e partea îngrozitoare când te joci cu crima. Poate că i-a trecut prin cap când mașina s-a lovit de zid, că totuși am făcut-o. Din cauza asta sper că mai am o viață după cea de acum. Părintele zice că o să mai am și vreau să o văd. Vreau să-i spun că tot ce ne-am zis unul altuia era adevărat și că n-am făcut-o. Ce avea de m-a făcut să simt tot ce am simțit pentru ea? Nu știu. Voia ceva și a încercat să-l obțină. Toate căile pe care le-a încercat au fost greșite, dar a încercat. Nu știu ce a făcut-o să simtă ce a simțit pentru mine, pentru că mă cunoștea. Mi-a zis de multe ori că nu spun de nimic. N-am vrut de fapt niciodată nimic. Numai pe ea. Și asta e ceva. Nu cred că sunt multe femei care te pot face să simți asta. E un tip la numărul 7 care și-a omorât fratele și zice că nu el e de vină, ci subconștientul lui. L-am întrebat ce înseamnă asta și mi-a spus că fiecare om are 2 euri. Unul
care îl cunoaște și un altul despre care nu știe nimic pentru că e în subconștient. M-a dat pe spate. Oare chiar am făcut-o și nu știu că am făcut-o? Doamne Dumnezeule, nu pot să cred asta, n-am făcut-o. Am iubit-o atât de mult încât, vă spun, aș fi murit pentru ea. Să-l ia dracu de subconștient, nu cred în asta. Sunt doar o grămadă de prostii inventate de individul ăla ca să-l păcălească pe judecător. Știi ce faci? Și o să faci. N-am făcut-o, știu asta și asta am să-i spun dacă o să o mai văd vreodată. Acum sunt groaznic de amețit. Cred că mi-au pus droguri în mâncare ca să nu mă gândesc la ce urmează. Încerc să nu mă gândesc. De câte ori pot, mă văd acolo cu cora, cu cerul deasupra noastră și apa de jur împrejur, vorbind despre cât o să fim de fericiți și cum o să dureze pentru totdeauna. Cred că sunt de partea cealaltă când mă văd acolo cu ea. Atunci mi se pare reală viața care urmează, nu când aud lucrurile pe care le zice părintele McConnell. Când sunt cu ea, cred. Când încep să mă gândesc, se alege praful. Nu rămân. Uite-i că vin. Părintele spune că rugăciunile ajută. Dacă ați ajuns până aici, ziceți una și pentru mine și Cora și rugați-vă să fim împreună, oriunde am fi. Sfârșit. Ați ascultat? Poștașul sună întotdeauna de două ori, de James M. Cain. Lectura Cristina David.